Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la show-ul nostru, la Fanatic Superliga. Suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Numai aici puteți să vedeți emisiunea în direct, dacă doriți să urmăriți acțiunea live, live action, da? În direct, deci puteți să urmăriți tot spectacolul doar pe site-ul www.fanatic.ro. Iar astăzi, la ora 17.30, așa cum deja v-am obișnuit, emisiunea va fi difuzată în premieră, integral, pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanović, pagina mea de Facebook. Avem foarte multe subiecte astăzi, oameni buni, chiar dacă de-abia a trecut naționala, știți cum e, meciurile vin peste noi, avem și o restanță joi, apoi etapa 13-a din Superliga și atenție, că tot am discutat de echipa națională, ce mai sunt? 3 săptămâni și lotul se reunește iar. Da, pentru partidele decisive din noiembrie, așa că timpul este pe repede înainte sau cum ar spune marii noștri scriitori, timpul nu mai are răbdare nici cu noi, nici cu naționala, nici cu nimeni. Bun, începem prin... ce faci, Niță? Era momentul sponsorului. Niță, nu vedeam, mi-a luat doza. Eu mă pregăteam, alea. Ai un apetit. Dar când mi-ai șutit-o? Ai pitit-o. Ia, aici. Acolo. Da, mi-au pus-o băieții, au pitit-o. Ei. Înțelegi? Da. Așa. Momentul sponsorului, da? Începem cu Aqua Carpatica Flavors. Am căpșună și soc. A tot. Zmeură. Zmeură. Bravo, tată, ia. Ia. Uite. Căpșună și soc. Ia spart Valvis, ia spart cu apă toți cu asta. Deci credeți-mă, mă uit prin Carrefour-uri, prin magazine, da? Împing oamenii coșurile, nu mai văd Pepsi sau ce mai era la modă, Cola sau nu știu ce, numai baxuri din astea pline, Robert. Da, nu găsești. Nu, serios, găsești. Nu, dar pline și au oamenii, da. Frate, zici că, zici că se dă gratis. Știi? Zici că e sfârșitul lumii, așa își cumpără Aqua Carpatica flavor asta. Bine, e și tare, este beton. Și atenție, nu e cu chimicale, foarte important. Da? Deci, practic, este o apă minerală fructată. Despre asta este vorba. Da. Iar această apă este alături de noi, la Fanatic. Avem și noi flavorul nostru. Da? Flavor, Fanatic Flavor. Trupă puternică astăzi, da? Au fost și ei prin vacanțe, m-au lăsat să muncesc. Da? Bănel Nicoliță, Bănelinio, care mereu e acolo lângă mine, a fost lângă mine. Mereu salut, Bănel. Bravo, tată! Nu te las. Ară lumea, hai că te știi partea. Hai, dă și lui Horia, nu 7.000, măcar 5, că am văzut că arunci cu bannotele. Așa. Bănel Nicoliță, bine ai venit, Bănel. Bine, da? Robert Niță, care l-am și întrebat, ce mai vii pe la emisiune? Așa, a avut treabă, mi-a spus, că a avut treabă așa. I-am simțit lipsa, Robert Niță. Salut, Robert, mulțumesc, și bine ai venit. Invitație. Și la fel, altul care m-a lăsat, o săptămână să mă bat aici cu naționala, cu monștri, așa. Domnul Vivi Răchită. El era pe șprițuri, prin Delta, prin astea. Băi, Vivi, zic, avem treabă, mă. Domne, că știi că o aveam pregătită deja. 4-5 zile am fost chemat de un prieten al meu, George, la Maliuc, în Delta, care el este dinamovist. Bine, nu toți oamenii. Într-o comunitate de steliști, inclusiv primărița, doamna Nicoleta, e stelistă. Știi pe cine am dinamovist acolo? În comunitatea de steliști. Soțul doamnei primărițe, prieten, cu cine crezi? Cu Mihai Stoichiță, bineînțeles. Vorbesc serios? Cu cine m-auzi? Cu cine nu-i prieten Stoichiță? L-am sunat pe Lipi în direct și i-am spus, bă, sunt cu Coco. Oh, gata, dă-i telefonul meu că să ne vedem. Ce ți-a zis? Răchită, stai calm că avem timp să ne vedem, mă? Da. Pe cine nu cunoaște Stoichiță? Dacă nu erau meciurile... Păi de ce? Crezi că îl încurca meciul? Păi nu. Nu cred că îl încurca meciul. Cine mai dădea indicații? Pleca! Cine mai striga? Calm. Da. Oricum, vroiam să-ți mulțumesc că te-ai tirat o săptămână și m-ați lăsat să mă rupt singur aici pe meterezele echipei naționale. Nu mai plecăm. Da, până data viitoare. Până la următoarea întrerupere suntem lângă tine zi de zi. Mulțumesc! Mamă, ce băieți! Bun, Bănel Nicoliță, Robert Niță și Vivi Răchită și tot astăzi va debuta ultimul transfer pe care l-am făcut. Echipa de analiști Fanatic s-a mărit după ora 11:30, 12, ceva de genul acesta. Veți vedea că avem un nou jucător care evoluează pe postul de analist, unul dintre cei mai mari fotbaliști din ultimii 20 de ani din România, un nume mare, nici măcar nu vi-l spun ca să stați să vă uitați la emisiune. Este începând de astăzi, la fel, analist la Fanatic Superliga. Avem trupă puternică. Bun, fiți atenți ce vreau să încep. Vivi, spune-mi o chestie, eu nu înțeleg un lucru.
Scandal, un singur scandal. Cât ați fost plecați, un singur scandal a fost Olaru, da? Se vede da. Că ați fost plecați. Așa. Unul și-a dat drumul nene-ul da, 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 da. Un, la auzi? Vorbă. Da, 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 da. Un singur scandal a fost Olaru. Bă, eu nu înțeleg un lucru. Eu un singur lucru nu înțeleg din toată povestea asta, da? Bă, Olaru, dar tu te întreb așa, tu n-ai personalitate? Ești capitanul FCSB. Bă, ești capitanul FCSB și, cum să spun, te comporți, că, scuză-mi expresia, de parcă n-ai cohonez, n-ai nimica. Bă, cum adică tu ești capitanul FCSB-ului și tu vorbește Edi Ordănescu numele tău. Vorbește doctorul în numele tău. Toată lumea. Vorbește Angel Iordănescu numele tău. Vine patronul Gigi, vorbește numele tău. Meme face Dita mai scandalul numele tău. Bine, mă, băiatule, și tu, da? Dita mai fotbalistul, capitanul FCSB-ului. Da? Unul șmeche. Bă, pentru că Olaru chiar e fotbalist. M-ai înțeles? Bă, tu chiar așa să stai ascuns ca o floricică? Bă, să n-ai deloc personalitate? Adică, și să nu ieși. Tu trebuie să spui, nu știu, când are FCSB o conferință, tu trebuie să bați cu pumnul masă să-i spui lui Meme. Meme, eu trebuie să ies la conferință pentru că vreau să lămurez lucrurile. Nu contează cum le lămurești. Că ai fost lăsat în tribună și te-ai simțit nedreptățit, ok. Că șteaful național are dreptate și că te-a durut piciorul și le-ai spus că te dor piciorul și asta a fost situația și n-au ajuns informațiile la FCSB care trebuie, nu contează care va... Bă, greșesc cu ceva? Nu, da, dar noi am spus mereu adică, că... Adică, crezi că dacă... Că Gigi crezi, depersonalizează, adică, Gigi de la antrenor până la jucători depersonalizează. Nu e vorba de Gigi. Pentru că n-au curaj, n-au tupeul ăla. Nu, nu e vorba, n-are nicio legătură cu Gigi aici. Nu l-au oprit Gigi. Hai să fim hai să nu mai dăm pe Gigi tot timpul. Eu ce spuneam? Nu, n-are, mă, ascultă-mă. N-are Vivi nici. Vivi, hai să nu mai dăm pe Gigi. Toate păcatele din lume le punem lui Gigi. Nu vorbesc în general. Dacă mâine citești ceva. Scuză-mă, îți mai spun ceva, doar o secundă. Eu îți garantez că eu nu cred că Gigi a știut situația reală. Nu știu, i-a spus-o Edi, l-a sunat Edi. Păi după aia, dar după aia, da. Dar n-are Gigi nicio treabă. Eu vorbesc de tine ca Olaru. Adică eu cred că uneori în viață e mai important să arăți că ai personalitate și ai, cum să spun, e cuvântul tău că ești capitan decât că ai dat 3 pase filtrante. Că degeaba cu pasele alea filtrate rămâi, dar imaginea despre tine, bă, Vivi, greșesc, bă, ieși, mă, și spune, domnilor, terminați. Eu sunt Olaru, eu știu da? Cel mai uite bine ce s-a întâmplat. Eu știu cel mai bine, eu sunt propriul meu doctor și eu sunt cel mai bun doctor al meu. Exact. Bă, dacă mă doare un picior și mă duc la medic și îi spun... Doamne, am simțit o jenă, am dat în minge tare și am ținut piciorul moale și am simțit o jenă la genunchi. Nu e problemă, stai. Stai el poate să spună. Poate întâmpla nu, orice. Nu, nu, încă o dată. El trebuie doar să spună, zică ceva. Dar să zici tu, mă. Clar. Adică, cum tu ce ești? Vorbesc tot și aici, nu vorbesc doar de meme sau de Gigi. Inclusiv selecționerul, inclusiv doctorul, toată lumea vorbește în numărul. Și atunci n-ar fi nici polemicile astea. Tu ce bărbăți iei, mă? Că spui tu. Da. Și doctorul a avut mare dreptate pentru că meme, ai văzut cum a zis, domne, țără, nu ea, dacă îl băga pe Olaru, cu problema lui de la genunchi și mai dădea un țărănoi de la cum a zis meme, una. Și el scotea pe Olaru o lună jumate. Bo, nu să rea toată lumea. Și a scandalul mai mare. Vivi, te întreb ceva. Dar de ce? Eu te întreb pe tine. Și bineînțeles, de ce nu vorbește Olaru? Păi asta e problema lui. N-ar personalitatea necesară să conducă un grup ca FCSB-ul și să fie la echipa națională cum erau generația lui Hagi și al lui Mutu. Băi, Mutu și Chivu, Hagi, Popescu, toți ieșeau și vorbeau chiar înainte. Păi mai ții minte ce au făcut lui Victor Pițurcă după ce s-au calificat? Pentru că a zis Victor Pițurcă că Hagi nu o să ia primă întreagă. L-au schimbat, pe Victor Pițurcă de la echipa națională. Mai ales așa, că tu nu mai ești obișnuit cu apa. Dacă am stat în Delta, nu mai apa a fost. Ce personalitate aveau... Bine, dar eu te întreba, acum, ți se pare normal ce s-a făcut atunci cu Victor Pițurcă? Normal că nu mi se pare. Păi, dar hai că vorbim de personalitate, dar nici asta nu la nici tăcerea asta nu-i bună. Ce a spus Victor Pițurcă? Mircea Sandu a greșit. Pentru că s-a luat de așa este, avea dreptate atunci Victor Pițurcă, dar acum, băi, Olaru, păi tu dacă te accidentești, te duci la medic și spui, domnule, nu pot să faci antrenamentul de sâmbătă, care e asta antrenament dinaintea meciului, foarte ușor, și noi. Dar și atunci la antrenamentul de sâmbătă cu menajare, nu dai tare la poartă, nu faci schimbări de direcție, nu anunți, domnule, pe Facebook sau pe ceva. Băi, frate, mulțumesc, sunt în lot ca să da, nu... Da, bravo, stai, bravo, mă, uite că acum mi-a venit, că voi sunteți... Dă-mă pe Facebook, Instagram. Eu am avut acea situație. Da. Colar. Și eu m-am accidentat înainte unui joc foarte important, da? Și la fel.
m-a sunat domnul Meme, m-a întrebat cum sunt, i-am spus, am fost la antrenament, am făcut întorsă și nu am cum să duc mai departe. Am vorbit cu doctorul, am ieșit la interviu, au chemat, cred că cine dădea meciul atunci, în fine, nu mai contează. Erai la națională, tot așa, da, erai, da. Erai deja în programul naționalei? Era un program. Cum e Olaru, nu? Da, bun, așa. Olaru. Am așteptat cu o zi înainte de meci. Sunt convins că Meme l-a sunat și pe Olaru. Da, sigur l-a sunat. Păi, normal. Așa, zi. Și am stabilit cu doctor, cu domnul Pompiliu Popescu. Și am spus, nu pot să duc. Am încercat, am mai încercat încă o dată, am zis, nu pot. Bun, și ai dat declarații? Am dat declarații, am dat interviu direct după ce m-am consultat cu doctorul echipei naționale și cu Neapiți. Apoi am mers la interviu și am spus, domnul, nu pot, uitați, mi s-a întâmplat. Și gata, s-a rezolvat. Totul s-a rezolvat. Lumea. Nu mă, da, tu ești... Așa e normal. Așa mi se pare și mie normal, păi... ca un jucător cu o personalitate, cum e Olaru la... Nu, cum credeam că are personalitate. Da. Cum credeam. La FCSB, când ești capitan, te stai personalitate, fratele meu. Trebuie să ieși în față și să spui lucrurile pe nume. Bă, și nu contează ce nu spui. Nu contează dacă te deranjezi sau nu. Exact. Mai înțeles. Poți să spui eram accidentat. Asta e, să supără Meme acum că n-a știut. E treaba lui Meme că se supără. Așa? Sau mai înțeles că acum asta e, că înțelegi. Ieși și spui, da, domne, am fost accidentat. Asta e, se deranjează Meme. Îi trece, da? Sau spui, domne, puteam să joc, dar nu știu de ce domnul Iordănescu a fost decizia dânsului, m-a lăsat în tribună. Și atunci, cum să spui? E clar că pe cineva deranjezi. Orice spui, clar, pe cineva deranjezi. Bă, dar Robert, dar vorba lui Vivi, că tu te pricepi la astea, tu ești asensor. De ce nu pui, mă, pe Facebook trei rânduri? Bă, de ce lași tot scandalul ăsta să afecteze tot și echipa națională și tot și atmosferă și FCSB și toată lumea, că avem dita mai circul de 24 de ore. Păi, asta e scandalul momentului. El, dacă punea mâna pe telefon, nu trebuia să iasă la interviuri, poate el mai introvertit, mai rușin, dar suna pe Meme și zicea, Meme, uite ce am pățit, și Meme în secunda 3 punea pe Facebook la el. Punea și era preluat de toată lumea. Nu, pentru că e același lucru dacă punea Meme. Tu trebuie să pui că ești... Da, da, uite, Meme n-a știut situația și a dezvoltat-o și a mers pe presupuneri. Dacă a fost așa, dacă a fost pentru așa. Pentru că e clar, Olaru, orice zice, acum deranjează pe cineva. Ori dacă, pe Meme, ori pe Iordănescu. Ori pe Edi, da. Dacă spune, domnule, eu puteam, o să zic ăla, păi stai mă, cum puteai, că la doctor i-ai zis că ai o jenă. Da. Dacă zice așa, păi zice Meme, păi ia stai mă, ce faci acum, ai dai dreptate lui ăla? Da. Că nu puteai? Da mă, eu știu, da, bă, nici așa Robert nu trebuie să stai, a spus ca o floricică. Robert, e greu de acum momentul ăsta ca și jucător, cum e, ai fi, da, să fii în locul Olaru, nu, să ieși acum să spui, știi că eu puteam să... Da, da, domne, nu ieși și spui, m-a durut piciorul, n-am mai putut să joc, asta e situația. Termina toată treaba asta, că punea mâna pe telefon, scria trei rânduri. Da. Doresc succes echipei naționale, din păcate am simțit ceva la antrenamentul oficial și nu pot. Pentru că eu nu cred, eu, cum să spun, îl știu și pe Edi. Nu există asta, uitați-o că Edi s-a răzbunat, asta e cea mai mare aberație din lume. Nu-l băga pe Florinel dacă... Nu doar asta, nu doar asta. Edi l-a avut pe Olaru la Gaz Metan. Olaru a crescut sub ochii lui Edi. Filozofia și felul de a fi al lui Edi Iordănescu nu e să facă prostii în astea. Adică stai, tu ești jucător de valoare și te răzburi împotriva de fapt tata lui Edi Iordănescu. Sunt convins că a avut o problemă medicală. Ceva a fost acolo. Adică eu... Nu, cum? Adică tu ești selecționer, deci tu ești selecționer și îți spui unul dintre cei mai buni jucători, du-te bă în tribună că vreau eu să fac niște vendete. Nu stai seama ce aberații. Am avut normal și eu la steaua pe Edi. Nu există așa ceva. Serios, nu există. Cred că adică joacă nu are ura asta și dușmănia asta pe... Hai să zicem, dacă ai un conflict cu cineva din club, să te răzbuni pe jucător. Nu există. Din punctul meu de vedere. Dar el are interes să califice echipa. Nu, el cel mai bun răspuns. Vorbim și aberații. Când numai că vorbim echipa de Edi, că un băiat cerebral ca Edi ar putea să se coboare la așa ceva. Și pe postul lui. Pe performanțele lui care le poate obține. Și cu un jucător pe care el îl iubește. Eu sunt sigur dacă Olaru era bine, îl băga titular. Și eu zic la fel. Așa s-a făcut. Vorbesc foarte serios. Belarus, Olaru și Coman. Iar fotbalistic Olaru merit. Gigi n-a știut să se retragă, domnule, Olaru de la echipa națională. N-a știut Gigi. L-a sunat Edi. Uite, Edi a pus mâna pe telefon, l-a sunat pe Gigi. Da. Și a explicat situația.
așa. A zis Gigi, domnule, n-am știut. Da, m-am inflamat. De-aia ți-am zis că numai, hai să nu mai tot aruncăm pe Gigi, că orice se întâmplă, nu. Gigi, că nu e, acum serios, i-a luat Gigi personalitatea lui Olaru. Nu, Olaru putea să clarifice el lucrurile, cum am zis, toți în două minute. Bă, da, Vivi, da. Și de ce stai ascuns în negura nopții? Bă, zici că ești, nu te spune, zici că ești unul mai înțeles, care mai înțeles a făcut ceva. Înțelegi? Ai făcut ceva și stai ascuns. Bă, e dita mai scandal, în loc să ne bucurăm, mai înțeles? Stai pe primul loc. Da, tu stai, cum să spun, să dai apă la moara aia. Sună-l, bă, pe Gigi Becali, că ești capitanul FCSB-ului. Da, cum, n-avem nicio problemă, Rădoi. Nu, sau Tănase, păi sau Tănase. Eu l-am sunat după cum am accidentat, l-am sunat până Gigi. Mă scuzați, domnule, că vă deranjez. Nu e, domnule, asta e situația. Sunt chiar, da. Oamenii mi-au făcut un bine că nu m-au lăsat, ca să nu mă accidentez mai rău. Și să nu pierzi mata bani. Interesul patronului era să fie apt după meciurile astea. Și el, și Florinel, și că dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu unul dintre ei, stăteau o lună jumate. Florinel ai văzut atunci, dar asta înseamnă lipsă de personalitate. Da. El nici nu e un tip comunicativ, Horia. Nu, el ai văzut și la Flash interviu, merge că e chemat. O să-mi dați dreptate, FCSB nu are un lider. Punct. Asta spunem de mult. FCSB nu are un lider. Pentru că nici nu-i lasă, mă, băi, bănele, nici nu-i lasă. Gigi, liderul. Nu Gigi e liderul. Nu e, ai dreptate. Bă, când ești lider, n-are ce să-ți facă nimeni. Băi, hai să spun ceva. Când ești, uite cum a ieșit Omraniș, cum au ieșit aia și au spus Vivi, ascultă-mă puțin. Dacă nu dau companie, a ieșit companie și a zis, dacă nu dau gol până la pauză, mă schimbă. Liderii, ascultă-mă puțin, liderii nu se fac, liderii sunt. Tu crezi că dacă era Rădoi, Rădoi era lider, mai înțeles? Rădoi, ascultă-mă, Rădoi era lider și dacă îi plăcea sau nu lui Gigi. Gionia, asta o știu. Și vorbea. Popescu a fost lider că i-a dat banderola? Da. Că ăștia sunt aleși de bestiari. Tu ești lider că te naști lider. Eu am fost capitanul echipei Steaua. Numai tu. Când era Dorinel. Ai fost capitanul că te-a pus Neapiții. Orice se întâmplă, dăm în Gigi. Orice se întâmplă. Te-a impus Neapiții. Are, mă, vreo vină Gigi aici. Nicio vină. Robert, bestiarul te alege. Erai omul Neapiții și l-am avut și Rădoi, cine era? Alu Gigi. Vivi, vezi că e cu BM. Da, e cu BM? Știu eu că dacă sunt în relații bune. De-aia ți-a măgat-o. Da, hai, mă, pe Horia, să facem doi prieteni foarte bune am în fotbalul românesc, Meme Stoica și Ovidiu Burcă. Da. Și Gianni Chiriț, am înțeles acum, nu? Mai de curând, e mai recent. N-are, nu poți, Vivi, să... Tănase avea acordul al patronului să vorbească după meciuri și contesta inclusiv tactica. Vorbea numai ceea ce îi plăcea și lui Gigi și lui Meme. Nu, las că a spus, Vivi, a ieșit și a domnului, nu jucăm nimic. Nu, exact. Olar așa e el. E un fotbalist foarte bun, un timp pentru... Aduceți-vă aminte, băi Vivi, aduceți-vă aminte Tănase, da? Care a jucat până cu un an jumate, doi. Care se va întoarce. Păi tocmai, dar vezi că tu zici de Gigi și aici nu-s de acord cu tine. Pentru că Tănase n-avea nicio problemă în conferințe să spună lucruri care deranjau pe Gigi. Și cel mai bun lui Gigi, a cui place de Tănase. Exact. Și zice, domne, vorbesc toată ziua cu el, vreau să se întoarce. Și are încredere în ce spune Tănase. A spus lucrurile pe lume. Așa este. Gigi, dacă îi spui adevărul și vii cu argumente, înțelege. Dar crede-mă, Gigi este un... Apropo de Edi. Ai văzut, Edi, l-a sunat, mai înțeles, l-a sunat, da, pe Gigi, i-a explicat, da, i-a dat și lui Gigi, că are și Gigi dreptate, are și el orgoliu lui. Normal. Vrea și el, cum să spun, să mai fie sunat. Domnul Becali, uite, domnule, de fapt ce s-a întâmplat. Eu aici nu sunt de acord cu tine. Eu nu știu, dar tu trebuie să înțelegi. Omenește, așa sunt milionari, da. Robert. Bine, tu știi că fiind... Tu vorbești din propria experiență. Ascultă-mă. O să te sun mai des. Așa, ascultă-mă puțin. Crede-mă ce spun. Oamenii puternici, cum e Gigi Becali, au acest orgoliu, un ego. Gigi l-are. Faptul că Edi l-a sunat a dovedit că Edi e un tip înțelept. Indiferent ce se întâmplă la echipa națională, nu-l mai contestă domnul Becali acum. Exact. Mă, l-a sunat, i-a dat să mănânce și ego-ului lui Gigi, pentru că Gigi are și el dreptatea lui. E omul numărul unu din fotbal. Până una alta. Corect. Și atunci aștepta un telefon. Foarte bine că l-a sunat. Gigi, dă-i bă și lui Cezar, lui Gigi, ce a lui Gigi. L-a sunat, l-ai văzut cum s-a liniștit? Clar. Că i-a plăcut și lui Gigi, că l-a băgat în seamă selecționerul, l-a sunat cu respect și a zis, domnul Becali, nu știu ce, așa. I-a și explicat Edi probabil ce s-a întâmplat și ai văzut, gata, domnule, gata, haide. Corect. Să... Alea, n-am știut, am inflamat. Olarul să se lupte, m-am inflamat, mai nu știu ce, nu știu cum, știi? Dar o știți pe ultima, nu?
că multe persoane din anturajul lui Eddie acum îl critică pe Eddie și au zis că ce te-ai coborât, domne, să-l sun pe Gigi după ce te-a făcut Varza. Aia sunt slabi ei ca oameni care spun așa ceva. Nu, asta e ultima, da, în ultimile ore. Acum ăia din anturaj îl critică pe Eddie. Ce, bă, că tu ești selecționerul? Ce te-ai coborât să-l sun pe Gigi după ce te-a făcut în toate felurile? Eu zic că a făcut foarte bine. E foarte inteligent. Păi eu cu Gigi m-am făcut toate felul și a zis hai să ne cerem iertare că a venit duhovnicul. Da, doamne, ne-am împăcat. Ne-am împăcat. Nu mă duc. Deci ai fost la palană. Nu, mă duc. Uite, ușor, nu, cum te-ai dat Gigi Brânză. Ușor, ușor. Am pe Messenger de la suport, ce stai asta. Vivița mai dat Gigi Brânză. Hai să vă mai spun ceva despre, să vă mai spun ceva despre Edi, da? Că multă lume dă în el, mai înțeles așa, și eu cred că în mare parte pune drept. De ce? Pentru că el a făcut un grup. Până la urmă, asta e forța noastră. A reușit să facă un grup. Și se vede asta. A, că sunt multe momente în care nu jucăm fotbalul care îl vrem. Da, corect. Asta știe și Edi. Știe, exact. Nu. Știe. Dar eu să vă spun ceva. Adică băiatul ăsta, Edi, e atât de inteligent și are atâta, cum să spun, inteligență și emoțională, mai înțeles, încât vă fac acum o dezvăluire care, mă rog, acum știi cum e, dacă se supără Edi pe mine, se supără, care vă spun. El și-a călcat pe orgoliu, și-a călcat să-i așa pe funcția, că Edita mai selecționer, nu doar cu Gigi, și asta vă spun în premieră. El l-a sunat când au fost probleme și discuții, și pe Rotaru l-a sunat personal, și pe Varga l-a sunat personal când au fost discuții, da, de-a lungul ultimilor 2 ani de când e selecționer. Adică omul vorbește cu toată lumea. Da, pentru că omul are și această inteligență, dar și această umilință foarte ok. Înțelegi? Din, și nu a avut o problemă. Mă, n-a avut familie, să pună mâna să-l sune. Da. Domnul Rotaru, uitați, domne, cumva l-a sunat. Da. Înțelegi? L-a sunat. Pentru că el crede, Edi, domne, așa e normal. Totul să vorbesc cu niște oameni care bagă bani și să le explic. Normal. Și sunt direct interesați de jucători, de starea de sănătate. Deci ce a făcut cu Gigi că l-a sunat? Ți-am zis, l-a sunat și pe Rotaru când a fost scandal cu naționalul. L-a sunat și pe Neluțu Varga. Atunci când e au okay. fost. Da, adică băiatul chiar e ok. Mie nu mi se părea ok, doar domnul Becali să fie cel sunat. Horia, în 2012, când eram general manager la Petrol, am pierdut cu Chiajna acasă. Da. Și am zis, mă retrag de pe bancă, rămân general manager și pun atât. Și pe cine am contactat? Pe Edi Iordănescu. Am venit la București, m-am întâlnit cu Edi, am vorbit cu Neapoiu și am stat de vorbă cu Edi, cred că 2 ore la o masă. Mi-am dat seama cât e de bine pregătit și cât gândește. I-a fost frică lui atunci că retrogradăm. Deși eu i-am spus, domnule, sunt lângă tine, nu te retrogradăm și uite, o să facem o echipă care să va bate la un trofeu. Ceea ce s-a întâmplat în 2013, când a venit Rednic și pe m-a rămas contra și s-a câștigat. Deci Edi este foarte, foarte... Deci vine și din familie. N-ai cum să stai. Eu îl cunosc pe Edi de când eram la Steaua și venea Neapuiu cu el și se juca cu Alin Stoica... Cei doi copii să jucau pe lângă noi, pe acolo. Deci Edi este foarte bine pregătit și are un bun simț și un caracter din familie, că doamna Valeria este, o cunoaștem foarte bine. Noi, și eu nu o cunosc foarte bine, o cunoaștem. Da. Eu nu știu pe doamna Valeria. Am fost și antrenorul secund al lui Anghel Iordănescu, am fost și jucătorul lui Anghel Iordănescu și de 7 ani la Steaua, deci știm ce se întâmplă acolo. Edi, nu că scalcă pe orgol, ăsta e, așa este el construit. Da, pentru că e un om, e un băiat echilibrat, da. E un băiat inteligent, da. Care n-are o problemă și, să pună mâna și să lămurească lucrurile. Auzi, că Horia, să eu din Delta, mă, am văzut după meciul ăla cu Belarus, bă, niște, cum să spun, niște unii, ca să zic așa, care de-abia așteptau să ne bată Belarus. Și spun că la meciul cu Andorra, domnule, au ținut o ghină și au zis, tu, să nu se califice ăștia, că dacă se califică ăștia, mamă, Burleanu cu Stoichiță și cu ăla și sunt câțiva. Nu zic, vorbesc că sunt câțiva care... Dar vor fi mereu, indiferent cine va fi selecționat. La, când era cu Lupescu, deja își făcuse, ai mașina mea, ale biroul meu. Să împărțise deja înainte, da, înainte, cu, nici nu începuse. Deci, hai mă, suntem români, hai să ținem, nu contează cine este selecționer. Mă, dar că nici acum când suntem pe primul loc, suntem la câteva meciuri de o calificare. Două meciuri. Da, suntem la... Și Doamne ajută să nu depindem de rezultate. Ne ținem 2 meciuri și mai au aia 4. Dacă tu câștigi Israelul. Meci, ești cam da. Sigur. Hai să ne uităm la Elveția. Mă uitam la Elveția cu Belarus, la meciul ăla. Mă gândeam, dacă eram noi în situația lui Murat Iachin, dacă era Edi Iordănescu în situația lui Murat Iachin, cred că îl spânzurau din timpul meciului. Da, dar ai văzut meciului, ce spuneau eșafodul, hai să-i tăiem capul lui Iordănescu. În cronica meciului ai văzut ce spun? Datorită schimbărilor foarte bine făcute, salvăm un punct, da. Vezi? Unii, da, unii au făcut praf. Da, au spus, da, așa e, pe asta vreau să spun. Granicea ca tot. Când au văzut grupa, când a văzut grupa, a zis 10 victorii din 10, Granicea ca. Da. Care și uite că acum se chinuie cu România, hai să uităm la Polonia, băi, Polonia, îi bate cu Lewandowski, cu Șesnicola. Îi bate Moldova, 2 meciuri, le-a luat 6 puncte. Da.
Uite-te, hai să și noi avem pretenții. Ai la Polonia, 1-1 a fost până la urmă. 1-1, da. Dar primul meci la Moldova 3-2. 3-2, bate cu Nicolaescu și cu turnul a bătut Polonia. Cu Vadim Rață de la Voluntari, cu portarul de la Chindia Târgoviște de divizia B. 5 jucători au fost, dintre care 2 de la divizia B. Cu Szczesny, cu Milik, cu și noi bate două meciuri. Și noi ce să mai? Noi suntem pretențioși cum eram în anii 90. Dar nu mai avem. Noi spuneam, bă, generația lui Hagi, și ok, dar noi nu mai avem generația lui Mutu și a lui Chivu. Dar noi nu avem nici numă, noi avem jucători, de serie B și totuși uite că într-o grupă cu Elveția suntem pe primul loc. N-ai văzut că așa seară la cei mai tineri ne-a demoralizat golul 5. Am revenit în direct, oameni buni, suntem cu Bănel Nicoliță, Robert Niță și Vivi Răchită, suntem în mijlocul taifunului, nu suntem chiar în ochiul taifunului, dar pe acolo suntem și noi, acest taifun sociopolitic care parcă ia pe sus întreaga planetă. Să sperăm totuși că până la urmă înțelepciunea și rațiunea vor învinge. Dar tu n-ai fost în Israel? La Berșeva am jucat. Da, și? Treceam, aterizam pe, cât am fost acolo, au mai dat în folosință un aeroport, Ben Gurion. Cât ai jucat? Un an am stat. Da. Un an. Și treceam cu, lăsam mașina, era parcare de asta pe termen lung, când veneam, lăsam mașina parcare acolo și când plecam între Tel Aviv și Berșeva erau 100 de kilometri, mai puțin de 100 de kilometri și treceam pe drum, pe drumul național, cum mă duceam spre Berșeva, undeva pe mâna dreaptă, dacă făceai dreapta, scria mare, Gaza. Era o barieră cu păzită, un tank parcat acolo tot timpul și punea câți kilometri sunt până în fâșia Gaza. Pe acolo treceam, iar la când mi-am închiriat apartament acolo, am văzut una dintre camere, cea mai mică cameră, 3 metri pătrați, 3 pe 3, așa era. Un geam care se închidea, se deschidea foarte greu, nu avea gură de aia de aerisire pentru aerul condiționat, că era central pentru tot apartamentul, avea în living termostatul ăla și regla. Aia, camera aia nu avea și ușe ca la buncăre, cu volan ăla de să închidea în 3 puncte, cu niște manete de fier așa mari și un... Safe. Ca la safe, exact, ca la safe. Cum și vezi în filme la safe-urile alea gigante. Da, cum vezi în filme la safe-urile. Și l-am întrebat, era un român acolo, Nea Benții, care m-a ajutat de foarte mulți ani, avea și un chioș de ziare în piața centrală, în Berșeva. Și l-am întrebat, zic, Nea Benții, dar ce e cu camera asta aici? Și ce? Stăteam la etajul 13, într-un bloc cu 15 etaje, construit de către ruși. Și l-am întrebat, Nea Benții, da, ce? Și în fiecare cameră aveam difuzor. Și vorbeau ăia la bine, nu înțelegeai nimic, vorbeau ăia la difuzor, m-a și prins odată că făceau fel și fel de exerciții și a început ăla să vorbească și n-am știut că trebuie să copor. Nea Benții mi-a zis, când vorbește ăla, aia te duci în camera acolo și te închizi și nu ești de acolo până nu vorbește iar. Dar eu neînțelegând limba, ce, a început ăla să vorbească, cine știe mă fac ăștia probe. M-am uitat pe vizor un pic, am văzut că nu e agitație pe palier, eram 4 apartamente pe palier și am stat liniștit și după vreo 10 minute mă sună Nea Benții. Bă, ce faci? Unde ești? Zic, acasă. Păi cum stai, că m-a sunat administratorul de la bloc, că e mașina în parcare și tu nu cobori. Păi de ce să cobori, Nea Benții? Bă, n-a vorbit ăla la megafon? Zic, a vorbit. Păi coboară, bă, băiatule, că fac ăștia exerciții și aia trebuie să o iei pe scări. Că nu mai foloseai liftul, nu foloseai nici. Când era Shabbat Salom, oprea liftul din etaj în etaj. Da. Te urcai în lift și trebuia să stai. Și era ăla, aripa aia de bloc, din beton, 15 etaje, în cazul în care construcția propriu-zisă pica, cădea sau ceva, era bombardată, ăla din beton, geamul o, ca la grupurile sanitare, la WC-uri, la noi, la băi, un geam mic așa pătrat, blindat, plus cu din aluminiu, cu nu știu ce, dintr-un metal, lăsai jaluzelele alea jos pe din afară și aveai obligația să stai acolo și ăla nu cădea. Ăla era proiectat pentru a rezista la și erai obligat, venea ăia în fiecare lună. Deschidea ușa aia, o închideau, făceau revizie. Nu intra aerul, știi cum, lumină, nimic. Și aveai acolo, veneau în fiecare lună și îți verificau să ai proviziile care le aveai puse la intrarea în casă, pe ușe, ce ar trebui să ai în camera aia. Și venea administrator o dată pe lună cu oamenii de la întreținere și îți verifica să ai apă, să ai lanternă, să ai conserve, să ai lună de lună. Să uitau la termenul de garanție tot. Deci niște măsuri extraordinare, încă de acum 15 ani.
așa e foarte, foarte prevăzători. Dar uite că se întâmplă, se întâmplă lucruri se întâmplă, care nu da. Le poți controla. Bun. Bun. Scurt așa, cu Naționala ce facem? Ne calificăm? Bănele? Bineînțeles. Depinde doar de noi. Suntem acum pe primul loc, dar mai avem încă două meciuri în care trebuie să scoatem maxim. Da, dacă maxim. Cu două puncte, să termin pe primul loc. Acum ai două meciuri. Joci cu Israelul, joci cu Elveția. Sunt meciuri foarte grele. Da, vrei să te califici, să demonstrezi. Trebuie să faci minim 3 puncte și... Să bați Israelul. Da, să bați Israelul, să nu stai la mâna ultimului joc, că uite corect. Și Elveția. Elveția, să faci din marea favorită a grupei, să chinuie cu România, să chinuie cu Belarus. Dar trebuie să gândești normal, logic. Trebuie să mergi să câștigi, nu trebuie să te gândești, domnul, trebuie să iau 3 puncte. Că este posibilitatea să nu iei niciun punct. Avantajul că încă un meci considerat în deplasare îl vei juca pe teren neutru, cel mai probabil în Cipru sau în Grecia, unde există o comunitate mare de români și băieții vor fi susținuți. Eu încă am un mare semn de întrebare cu calificarea, pentru că, din păcate, ok, bați Andorra de o manieră categorică, dar ca joc încă nu este ceea ce își dorește selecționerul. Și mai e ceva, Israelul are două meciuri în minus, exact. Elveția are un meci în minus, stai să o luăm ușor, ușor, nu? Adică, ok, foarte bine că... Suntem bine unde suntem. Da, suntem foarte bine, dar eu zic că mai e multă mămăligă de mâncat până la calificare. Vivi, eu cred că ne calificăm, pentru că Eddie a făcut un grup foarte bun, jucătorii înțeleg acum ce înseamnă... Revenim imediat, avem un telefon, ca de obicei zic eu, interesant, îl avem pe unul dintre cei mai în vogă agenți de jucători, unul dintre cei mai valoroși agenți de jucători în acest moment din România, este vorba despre domnul Florin Vulturar. Bună ziua, domnul Vulturar! Bună dimineața! Bună ziua, da! Bună ziua, bună dimineața! Dimineața, cum vei tu, domnule? Ok, cum vorbim? Horia, Florin sau ne domnim? Cum vei tu? Cum vrei tu? Zim că după aia, dacă nu zic domnul Vulturar, mă sun după emisiune și îmi spui, bă, păi nu ți-e rușine. Cum vrei tu, domnul Horia? Da, domnul la guvern. Domnul la guvern. Bine, Florin. Florin, ce faci? Că nici nu mai știu pe unde umbli. Ești un glob... Pe șantier acum, din Africa, în șantier. A, ești în șantier unde? La tine acasă sau unde? Da, am aici niște șantiere și mai fac și altceva decât fotbal. Foarte da, bine. Foarte. Mă auzi? Asta înseamnă să fii un băiat înțelept. Da. Că tu vezi și tu cum e cu fotbalul. Azi îți iese, mâine nu ți iese. Păi da. Știi? Înțeleg. Cum a fost, Florin, cum a fost în Africa? Cât ai stat acum când te-ai dus? Câteva zile, am stat foarte mult pentru că am avut doar câteva discuții și m-am întors. Dar cât ai stat? 3-4 zile? Cât? Vreo 5-6 zile. Aha. Dar cum e, apropo de asta, uite, chiar sunt curios, e greu să mergi până acolo? Adică cât faci până în Africa de Sud, de exemplu? Faci aproape 10 ore, dacă mergi de la Istanbul sau dacă mergi de la Doha, sau nou. A, și aterizezi direct la, nu știu, Johannesburg sau unde? Johannesburg și Cape Town, deci cam astea două mai zborurile mai bune. Aha. Bun, și zona unde te duci, unde e, mai aproape de Cape Town sau de Johannesburg? Păi cam amândouă zonele mă interesează să văd, să... Dar Johannesburgul e cam cel mai ok de acolo, prins mai multe. Bine, am auzit că o țară superbă, așa mă înțeles. Da, foarte frumos. Da, și e un contrast între sărăcie și bogăție, cum să zice. Am înțeles, dar am auzit că este una dintre cele mai frumoase țări din lume, Africa de Sud. Da, și pe mine mai impresionat. Am mai fost de vreo 2-3 ori înainte, dar chiar e o țară frumoasă. Ai început să rupi limba? mai greu. Corect. Corect. Bun, ce s-a întâmplat? Am văzut foarte multe nume vehiculate și eu o să te întreb direct și sunt convins că la fel o să-mi răspunzi. Am văzut, de exemplu, s-a scris în ultimele zile că gata, ați bătut Palma și că luați pe bolivianul Gonzales de la Kaizer Chiefs. E ceva adevărat? Nu se pune problema. Nici nu am avut nicio discuție pentru acest jucător. Am văzut că a apărut în presă tot felul de speculații. N-am discutat cu nimeni despre acest jucător. Discutăm cu totul despre alt jucător. Am văzut că am apărut și ceva fundaș. Nu se pune problema în momentul de față de fundaș. Singurul jucător care
ne interesează, e un atacant și probabil un mijlocaș ofensiv, dar nu știu dacă în această iară. Dar cu siguranță facem tot posibil să aducem un atacant. A, vreți neapărat să aduceți un atacant, nu? Da, pe atacant în perioada următoare. Mai tare puțin, că nu am auzit. Cum ai zis? Pentru atacant am discutat. Nu s-a concretizat 100% nimic. A fost o discuție cu clubul, cu jucătorul, rămâne pe perioada următoare să discutăm, dar concret 100% nu s-a făcut nimic. Aha, dar tot cu ăștia, cu Kaizer Chiefs? Cu ăștia... Nu. A, deci echipă din prima ligă, bănuiesc, nu? Da, clar, 100%. Nu, să aducem cu siguranță niciun jucător din... Am înțeles. Deci e un atacant de echipă de prima ligă, dar nu e nimic... Un atacant cu viteză, un atacant genul Garita. Deci genul Garita, am înțeles. Dar înțeleg că totuși nimic concret la momentul ăsta. Nu. Deci... Iarnă probabil o să discutăm 100% pe concret. Am înțeles. Deci Gonzales, ca să clarificăm 100% povești, fake news, cum să zice, nu? Fake news, 100%. Am înțeles. Deci nicio treabă cu Gonzales, nu? Nu ai nicio treabă. Aha. Am înțeles. A mai apărut un nume, un fundaș central în Golo, ganez. Nu s-a pus problema. Să aducem în momentul de față fundaș central. Am vorbit cu Nașul, nu. Singurul jucător care vrem să-l aducem pentru iarnă e un atacant. Am înțeles. Deci atâta, nu? Atâta. Doar atâta. Da. Dacă o să mai apară ceva foarte, foarte interesant și... putem să luăm, atunci discutăm. Dar am în de față nu. Tot ce a apărut în presă, doar speculații. Sunt doar speculații, nu? Deci da. Gonzale, speculații în Golobkov ăsta, fundașul central de 22 de speculații. Deci, da. Practic, tot ce a apărut, totul sunt, ca să zic așa, jocuri, mă rog, informații pe care, știi cum, presa a ieșit la pescuit. Le caută, le... Am înțeles. Speculează, dar nu nimic concret. Am înțeles. Deci numele atacantului care vorbiți nu a apărut până acum, am presă. Nu, 100%. Doar știm doar eu, Nașu și două, trei persoane, meme stoi. Foarte bine, foarte bine. Da, foarte bine. În mod normal, un astfel de atacant cam cât costă, Florin? Păi câteva sute de mii. Adică până în 500 de mii, da. Sau și mai jos? Nu. Am pe acolo un atacant de genul ăsta. Deci cam la 500 de mii, nu? Da. Așa. Bun. Apropo, știi la ce? Vorbeam cu prietenii, Florine, știi? Și mă gândeam, bine, până în accidentare mă gândeam. Zic, băi, dacă, chiar vorbeam, zic, dacă l-avea FCSB-ul și pe Rahmani, dădeau lovitura. Da. Chiar a fost o situație destul de interesată cu Rahmani. Noi am fost să-l vedem pe Rahmani la Cluj. A, habar n-aveam. Voi, FCSB-ul? Nu, eu și cu partenerul meu, cu Leonid, am fost să-l vedem. Deci, Și a făcut un meci foarte prost. Vezi de asta, adică, mergi să vezi un jucător, l-am urmărit, urmăream de ce... A, deci putea să ajungă la Steaua? Era posibil, dacă probabil făcea un meci foarte bun la Cluj, probabil... Vorbeai cu domnul Becali, probabil. Dar uite, a făcut un meci de asta, adică poți să mergi odată și să dai chis cu un jucător. Asta trebuie urmărit foarte, foarte atent. Un meci, două meciuri... Ce chestie, n-am studiat asta. Deci existau șanse, dacă juca bine atunci, să joace la Steaua? Nu știu dacă exista șanse să joace la Steaua. La FCSB, pardon. Cu siguranță, dacă făceau un meci bun, am fost să-l vedem pe Cranici, Cranici s-a accidentat chiar înaintea meciului, parcă. Și știam că și cei de la CFR sunt interesați de Cranici. Știu că meciul ăla nu a jucat, a fost accidentat și ne-am uitat la Rahmani. Rahmani și, da, din păcate sau nu știu, din fericire pentru Rapid, probabil a făcut un meci prost. Și a rămas așa în stand-by și după aia am văzut la Rapid. Un jucător foarte bun. Nu ne-a plăcut, chiar ne-a plăcut, ne-am uitat mult. Am să-l vedem un meci live. Și n-a jucat, n-a fost în formă. N-a jucat. Aha. Dar a fost când au jucat CFR-ul în cupele europene, nu? Da. Marian Copilu a vrut să-l ia, dar n-a avut bani pentru Petrol. Primul care a vrut să-l ia, Marian Copilu. Da. Am înțeles, deci dar e clar... Chiar am vorbit cu Marian, chiar știu, exact. Da. Deci, Florin, e clar că dacă ți se părea interesat Rahmani, mă gândesc că îl propuneai domnului Becali, nu? Mi s-a părut, noi l-am urmărit de 2-3 luni înainte, l-am fost urmărit pe Rahmani. Și am vrut să-l vedem live. Mie mi se pare foarte... Vrem să vezi un jucător live. E o diferență destul de mare între ce vezi pe
Dar Florin, dar nu poți să etichetezi un jucător după un meci slab. Trebuie să-l vezi mai mult. Da, dar probabil știi cum e. A rămas jucătorul în stand-by. Mi s-a părut live, mi s-a părut... Na. Da. Nu te-ai impresionat, ca să nu mai lungim prea mult. Nu, și mă gândesc că după aia nu l-ați mai monitorizat, fiind foarte mulți jucători. Da. Ce chestii? Trebuie să mai ne uităm, să mai mergem la 2-3 meciuri. Noroc cu Rapidul, ia? Nu poți să-i acoperi, nu poți să-i prinzi. Normal. Dar a fost un jucător care l-am urmărit foarte mult și am și discutat cu conducerea clubului. Și chiar ei ne-au zis că ce fel interesat de Crănici. Și am crezut că doar e așa, aruncat. Și uitați că... Am înțeles. Da, l-ai fi văzut la FCSB pe Rahmani, sănătos? Nu știu, trebuia să se acomodeze. E un jucător foarte interesant, mie îmi place mult. În momentul de față e un jucător care face diferența în campionatul României. Și nu am crezut, nu puteam să-mi dau seama de nivelul campionatului. Nu. Știi, Florin, noroc cu Rapidului, cum să zicem. Da. 100%. Da, ce chestie. Păcat atât a accidentat. Ei, normal, la toți ne... Ce chestie, deci Rahmani era o șansă să ajungă înainte la FCSB, înainte de Rapidă? Era foarte posibil. Ce chestie, incredibil. Dar vezi, l-a văzut, nu l-a convins. Știi cum e, nu l-a mai urmărit, pentru că Florin are dreptate. E foarte greu să urmărești, mai ales că înțeleg că tu te duci mereu să-i vezi la meciuri live. Am fost trei persoane la club să-l vedem. Toți trei am zis, are ceva, avea ceva, dar mai trebuie văzut, n-am crezut că așa rapid să ajungă să plece. Da, tânăr de asta, dar când vezi un jucător, nu te uiți după ce îți trimite 5-10 minute. Normal, te duci să-l vezi. Meci, trebuie să vezi meci întreg, pentru că acolo vezi și bunele și rele. Da, aici... exact, trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt după ce meciul a trecut puțin timp și a plecat. Da. Arsene Wenger la Arsenal avea 125 de scoutări. Deci pe 5 nivele. Pe 5 nivele. El era ultimul, da? Primul nivel era 125. 125 de scouteri? De scouteri. Cam la nivelul. Deci pe 5 nivele. Primul nivel era, se duceau în Africa de Sud, în țările arabe. Al doilea nivel erau din cadrul clubului care propuneau jucători. Al treilea era din cadrul academiei, al patrulea era unul din secunzii lui și el era ultimul, Arsene Wenger, care îl chema jucătorul în baza de pregătire al lui Arsenal și îl vedea în antrenamente și meciuri amicale acel jucător. Așa, Florine, 125 de scouturi? Păi da, Arsenal atunci, pe vremea lui Arsene Wenger, vindea cel mai bine și aducea cei mai buni jucători. Da, cei mai buni jucători, da. Eu știu, tot așa club, nu, extraordinar mare, club cu 30 de scouturi. Cine? Ce club? Un club din Portugal, nu vreau să dau numele, că... Deci Portugal, zicem ce Premier League. Păi și ce e? Secret? Ce caut 30 de scouturi? Ce e? Secret? Aduc foarte mulți brazilieni în Portugal. Da. Mă monitorizează Sud-America foarte. Și au 30... Bine, bănuiesc că e Sporting sau... Sporting sau Port. Benfica, Sporting. Nu vreau să dau numele. Am înțeles. Și câți au? 30? 30 de scouturi plus 3 șef scouturi. Și tu câți colegi ai în echipa ta? 3. 4, 5. Da, deci tu mai ai... Noi cu toți suntem vreo 5. Deci cu toți este 5. Bă, vrei să spun ceva? Nu erau nici 5, să știi, pentru România. Nu, undeva la 10. Dacă aș putea să-mi fac o echipă de 10 scouteri... Ai putea să... Florin, aduți și oameni care au jucat fotbal lângă tine. Pentru că ei văd, simt, 3, știu, 3, își dau 3, seama. 3 ani doar fost jucători și acum vreau să aduc un jucător. Pentru că nu-i poate păi și e poți să ne spui cu cine lucrezi sau e secret? Nu vreau să vorbesc despre... Că-s poți fotbaliști, de ce? Bine, ok, nu e problemă. Răzvan Tinc o să fie următorul care o să lucreze la mine. Răzvan Tinc, fundașul central. Răzvan Tinc. Fundașul central. Tincu, de la Iași. Da? A, unul din trei cine va fi? Răzvan Tinc. Aha, am înțeles. Da, interesant. Vreau să lucrez pe... Deci dacă iau ce a fost fundaș central, vreau să se ocupe de scouting pentru ce înseamnă defensiv. Vreau să pun pe timp să se uite la atacanți. Adică stai ca să înțeleg, vrei să te structurezi în așa fel încât... Adică povestește-ne puțin care e viziunea ta, că e interesant. Dacă o să fie la mine în agenție un fundaș central, o să urmărească doar fundaș central, fundaș lateral, zona de apărare, defensiv.
Așa. Dacă e atacant? Dacă e atacant, o să urmărească zona de atac. Am înțeles. Da, deci practic vei structura totul profesionist, foarte clar, nu? Așa încerc, da. Și pentru antrenori aduți unul cu licență pro. Da, da, da. Adică pe Vivi Răchită. Nu, 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 nu plec de la tine. Nu, lasă-mă că stau bine la Ploiești, stau, mă duc în Delta. Da, 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 da. Stai bine. Da, stai bine. Apropo, Florin, spune-mi un lucru. Am observat o chestiune. Am observat că nu te duci la jucători de, nu știu, 1, 2, 3 milioane de euro. De ce? Adică am văzut și ce a spus domnul Becali și ce ai spus tu mereu, domne, 200, 300, maxim 500 de mii de euro, cum ai zis și de atacantul ăsta, care o să-l aduceți probabil în iarnă. De ce, de exemplu, nu te duci să iei? Că eu sunt convins că este și jucători la 2 milioane care sunt superiori. Nu știu, zic și eu. E greu să riști în momentul de față. Probabil dacă ai jucat în Champions League, în Europa League, să ajungi la nivelul ăla, ai putea să aduci și jucători de alt nivel. Greu să vii să aduci un jucător, pentru că cum să aduci un jucător? Clar, nivelul jucătorului de 2 milioane e nivelul bun. N-ai cum să aduci un jucător de 2-3 milioane să fie slab. Mm-hmm. Adică în Africa de Sud ai văzut jucători la 1,5 milioane sau nu? Da, sunt. Acum, sunt jucători care, uite, de exemplu, e o chestie foarte interesantă în Africa. Ei plătesc foarte mari salarii la jucători trecuți de 30 de ani. Mm-hmm. Și n-ai de ce să-l aduci un jucător de 30 ceva de ani în România. Asta mi se pare un pic și probabil ăsta e un avantaj pentru noi. E un jucător de 20 ceva de ani, n-au un salariu foarte bun. Mm-hmm. Și tu poți profita de chestia asta. Dacă îi dai un salariu bun în România, în Europa, poți să-l aduci mai ușor decât să ține ei. Ei dacă aduc un jucător din internațional, ei aduc un jucător de 30, 28, 30, 32 de ani. Am înțeles. Păi da, dar asta ar trebui pe noi să ne avantajeze, politica asta lor. Da, asta zic. Sunt jucători care cer, să zic, 2 milioane pe ei, dar probabil nu ții un avantaj ție să-l aduci. E un jucător de valoare, e un jucător trecut de 30 de ani și atunci n-ai de ce să dai 2 milioane să-l aduci în România. E bine, dai 20, 500 de mii, când jucători sunt. Adică, da, ai văzut și jucători de 1,5 milioane buni? Da, da, sunt. Adică dacă ar fi, există și jucători care măruiesc că sunt superiori ca valoare, nu? Cu siguranță, jucător la 30 de ani, 1,5 milioane, poate fi foarte interesant pentru campionatul României. Dar dacă l-aduci să te bați la campionat și la Europa, nu să revinzi. Da, am înțeles. Cum e cu jucătorii africani? Uite, de exemplu, tu ai adus jucători foarte buni, foarte valoroși. L-ai adus pe Daoua, l-ai adus acum pe Nghezana, care mie Nghezana îmi place foarte mult. Mă rog, l-ai adus pe tu l-ai adus pe Moruțan, l-ai adus pe Șut, Ejuma, dacă nu mă înșel, dacă, sper să nu greșesc. Cred că totul l-ai adus. De exemplu, Nghezana cu Daoua, sau, mă rog, cum s-au acomodat, să zicem, Nghezana, care a venit ultimul? Da, eu zic că încă nu-i 100% nici Nghezana, poate să mai crească încă mult. Are caracteristici foarte bune, deja are cifre destul de bune. Dar vă dați seama, nu e ușor să vii dintr-un alt continent. Sunt multe, multe diferențe între Africa și România și Europa. Mâncarea bănuiesc. Da, totul. Uh-huh. Și are timp încă. Eu zic că în vară, în Ghezana, va fi cu totul un alt jucător. Adică de-abia în vară va fi la 100%? Eu zic că după un an de zile poate să fie acolo undeva la 100%, 90%. Păi, scuză-mă, el la cât e acum, la cum joacă? La 50%? La cât e, după părerea ta? Eu zic că încă nu e acomodat 100% în România. 100%, n-are cum să fie. Adică undeva de-abia la jumate, la cât poate el? 50-60%, eu așa zic, 70% mai. Eu zic că poate să crească încă mult. Da. Sună bine pentru FCSB, ce spui? Sper să se acomodeze, știi, spune. Mm-hmm. El cât are? Un jucător care l-a dus în alt continent, din Brazilia, din Africa, eu zic că întreme minim 6-7 luni. Am înțeles. Chiar spre an, din ce înțeleg de la tine. Da. El în Ghezana cât are contract? Are vreo 4 ani. Și Daoua? Nu mai știu exact Daoua. Vreo 2 ani, probabil, nu? Ceva de genul, nu? Nu, oricum are contract. Am înțeles. Păi astea sunt vești bune, Florin, pentru FCSB, pentru că sunt niște fundași foarte buni. Păi scuză-mă, dacă în Ghezana e la 50-60%, cum spui tu, păi eu mă gândesc cum o să joace când va fi 100%. Da, sper să mai crească și să fie un câștig pentru FCSB și pentru campionatul României. Da, corect. Eu zic că cu siguranță va fi și la echipa națională.
să fie și un câștig și mai mare. Da. Totalul e să explodeze atunci. Visul domnului Becali, care parcă e și nașul tău, nu? Că nu mă pricep eu la asta. Da, da, da. Visul domnului Becali este clar? Vreți să faceți în timp echipă de Champions League? Cu siguranță. Asta visează și asta visăm tot. Vă dați seama cine își dorește să ajungă acolo. Eu zic că pas cu pas se poate. Cum au mers alte echipe în fiecare an, au deschis o ușă la echipele mai mici din Europa, cu siguranță și FCSB-ul poate fi acolo. Important să fie an de an în conferențe și în Europa League. Asta e important pentru orice echipă de România care se duce în Europa. Și atunci te echilibrezi foarte, foarte bine buget. Dar visul cu siguranță Champions League. Deci asta vreți. Adică să zic așa, asta ți-a spus domn Becali. Băi, finule, dă-i drumul, hai să facem într-un an două echipă de Champions League, dacă putem, nu? Acum știți pe dânsul, nu-și dorește niciodată puțin, dorește maxim. Nu o să, să bată la campionat, să termine pe locul 2. Da, important să putem ajunge să fie acolo. Am zis, important să fie an de an în Europa. Că ești în conferență, da, minim să fii în conferență Europa League. Dacă ai o șansă să mergi în Europa League, așa e un lucru extraordinar. Dar e greu, e foarte greu, dar imposibil nu, au demonstrat și alte echipe. Da, mici. Corect, cum să? Păi, dar tu știi că mereu ai mai dat mereu exemplul lui Șerif, tot timpul ne-ai dat. Șerif joacă în Europa League și anul acesta. Exact, exact. În câți ani crezi că puteți face echipă de Champions League? Eu zic că undeva la 3-4 ani poți să te gândești să fii apăt. Pensa da. Ai și un culoar bun, știți cum e, noi. E normal, nu, te-am întrebat la general, așa sunt multe care contează, știi cum e. Deci în 3-4 ani? Da, trebuie să duci nivelul în fiecare an, să duci nivelul mai sus și atunci ai șansa ta. Da, brazilien, de ce nu aduceți, Florin? Vedem acum, perioada următoare. Important să faci acum echipă să câștigi campionatul și după aia vom vedea ceva. Da, pentru că știi cum e, brazilienii sunt brazilieni, aia îți fac diferența la mijloc acolo. Da, un mijlocaș ofensiv, dacă ai găsit un mijlocaș bun, aș fi ok. Dar nu e ușor să aduci un brazilian la un nivel foarte, foarte bun. Da, da, mă gândesc că o să vă gândiți și la asta, nu? Că ăștia fac diferența, știi cum e, Florin? Da, cu siguranță. Niște jucători care te ajută mult. Un jucător de creație te-ar ajuta mult. Un jucător brazilian te referi acum, da, nu? Da. Dar un fel de, știi ce, mi se pare mie că lipsește la toate echipele, nu doar la FCSB, acel număr 10. Număr 10, da. Adică un brazilian număr 10. Un jucător care să facă diferență, un jucător de creație, un jucător. Uitați și pe Moutan la națională. Când intră, se vede că face diferența la creație. Da. Greu găsești un jucător din ăsta și să-l poți aduce în România. Da, da, dacă l-aduci, ai dat lovitura cu el, să știi. Costă. Cu siguranță. Îți ridică mult nivelul pe el. Da. Ai dat lovitura. Gândește-te un număr 10 brazilian în vara viitoare la FCSB. Ăla știi cum e. Poate să te ducă Champions League. Doamne ajută, da. Cu siguranță. Un jucător cu calități îți ridică nivelul echipei foarte. Exact, pentru că nici FCSB-ul, nu? Cum e Vivi? Au număr 10? N-au, nu? Florine, au număr 10? N-are. Ce spune un Petrolei? Jair? E brazilian și e campionat, e număr 10? Da. A vrut să-l ia nu, dar Mihai Rotaru? Nu, n-are număr 10, nu? N-are, păi nici Florine, n-are număr 10 pe CSB. Nu are ca nimeni în România număr 10. Păi FCSB-ul nu joacă cu număr 10. Nu joacă cu număr 10. E, știi cum e, că dacă aduci un jucător brazilian un 10... Uite, Edi a schimbat sistemul acum și a jucat cu număr 10 Hagi. Da, și s-a ieșit bine. A ieșit bine, da. Și a 4-3-3 Edi și acum a jucat 4-2-3-1. Florine, dintre jucătorii români care sunt la noi în Superliga, îți place cineva în mod deosebit sau, din păcate, nu prea mai vine nimic din urmă? Am mai discutat noi între emisiune situația asta. Greu să mai găsești un jucător cu calități care să poți să zici că vezi un viitor. Sunt câțiva. Mie îmi place, v-am zis, Ștefănescu îmi place mult. E un jucător interesant, care știți că am vrut să-l luăm. Și nu s-a putut. Sunt câțiva jucători, dar nu vezi o stea. În momentul de față nu vezi o stea în campionatul român. Să zici, nu știu, poți să plătești o sumă de bani și poți să crească 2-3 ani la un nivel bun. Da.
Na, asta e situația, ce să faci? Te pui pe avion, Istanbul, Johannesburg și te duci în Africa, nu? Da. Asta da. E viața. Cum ți se pare transferul lui Dorin Rotariu? Da, mi-mi place mult. Mi-mi place mult Dorin. Cu siguranță zic că poate să ajute, să ajute echipa. Să fie sănătos, asta e cel mai important. Dacă o să fie sănătos și o să joace, mie mi se pare un jucător foarte bun pentru campionatul României. Uh-huh. Adică ți se pare un jucător care poate să facă diferența? Da, cu siguranță. Un jucător foarte bun. Uh-huh. Sclipitor chiar în anumite momente, da, da. Nu? Uh-huh. Da. Păi bun. Calități bune de tot. Da? Luându-l pe Rotariu, mă gândesc că Ștefănescu e subiect închis, nu pista Ștefănescu. Cam da, cam da. Nu? Că logic, că nu ma, poți să le ieși. Până la urmă n-așul decizi. Dacă el și-l dorește, cu siguranță o să încerce să... Dar nu cred în momentul de față să ne pune până. Da, da, da. Bine, ce să vă zic? Succes! Îți ținem pumnii pentru că știi ce se întâmplă, Florin? Cu cât aduci și tu cu banii domnului Becali, cu milioanele domnului Becali, pentru că e jos pălăria la capitolul ăsta, ce poți să-i spui lui Gigi Becali decât să scoți pălăria și să-l aplauzi? Ce să-i spui omului? Da, la, da, la cum bagă bani și ce salarii dă? Păi lui Dorin Rotariu a zis din prima iabă 20.000 de euro. Sunteți nebun, 20.000 de euro. Tu cât aveai bănele salariu? Am avut 5.000 până în 2009, din 2005. 5.000 de dolari? De dolari. Din 2004-2005 până în 2009. Da? Și pe aia mi-a făcut, mi-a transferat din 5.000, 10.000 de dolari. Nu euro. Cum aveau toți în euro. Da? Tot era, în dolari. Eu am rămas în dolari până la final. Auzi, Florine, da? Și vorbim de bănel Nicoliță, apropo de... Dacă aș mai găsi un bănel... Cum? Dacă aș mai găsi un bănel pe undeva... Mulțumesc, da, doar să nu-i dai 5.000 de dolari săracul, da? Să-i dai și lui mai mult, știi? Are fete, din păcate. Da, asta vroiam să spun, Florin, adică jos pălăria pentru Gigi Becali, da, serios. Da, cu siguranță. Adică stăteam și mă gândeam și la modul sigur acum, da, are și el nebunelile lui, ca orice om bogat, ca orice, are orgolile lui, repet, are și el nebunelile lui, dar crede-mă, eu atâta spun. Dacă Gigi Becali iese mâine din fotbal, da, îți spun că s-a dus naibii fotbalul românesc cel puțin 50%. Cel puțin. Și 60% din presă. Nu, din presă? Nu, nu, nu. Da, da. Greșește aici, dăm voie să te contrazic. 75% din presă. Da, da. Deci, la modul cel mai serios, da, că știi cum e, îl mai ciupim, noi îl mai criticăm aia, dar n-ar avea niciun farmec fotbalul românesc fără Nașito. Asta e de acord cu tine, 100%. Nu, niciun farmec, niciun farmec. Adică, omul în momentul de față e ca motorul, ce să mai, ce e a lui, a lui. Indiferent da, ce spune. Știi, bă, să dai din prima 20.000 de euro lui Rotariu. Adică motor cu mulți cai putere. Motor cu mulți cai putere, da, așa este. Ce să vă zic, baftă, găsiți jucători, că dacă găsiți jucători ne bucurăm toți de ei. Știi cum e. Sper, Doamne ajută. Bine, bănuiesc că, deci până în iarnă, ca să închidem discuția asta, nu se face nimica, nu? Adică n-aveți. Nu. Nici n-ai cum să faci până în nimic, pentru că e închisă perioada, peste vreo 3-4 săptămâni să merg înapoi pe zona Africii să vedem. Ce deci tu crezi că Gigi a dat lovitura cu Dorin Rotariu, nu? Cu siguranță, e un jucător care poate să-ți facă diferență. Bine, Florin, baftă mai departe, succes. Mulțumesc, doamne. Un Florin Vulturar, care și finul lui, încă nu le-am cu Rudeni, da, nu e finul lui Gigi Becali, din ce am înțeles. Lucruri interesante, chiar lucruri interesante. Cum vi se pare echipa și cu Dorin Rotariu? Vreau o analiză, te rog, Viv. Păi Gigi a spus mereu de când a plecat Cordea că îi trebuie o aripă dreaptă și un vârf de atac. A încercat cu Miculescu, din păcate n-a dat satisfacție ca atacant dreapta și l-a folosit mai mult atacant central. A încercat cu Tavi Popescu, știm foarte bine că nu se simte ok, nu se simte în largul lui Tavi Popescu pentru că nu poate intra pe piciorul lui de bază, piciorul drept, așa cum intră din partea stângă. L-a avut anul trecut pe Sorescu, nu? Și mai juca și cu Sorescu câteodată aripă dreaptă. Deci este un jucător care joacă în aripă dreaptă cu piciorul invers, deci cum ar fi Florinel pe partea stângă, intră cu piciorul drept și Rotariu intră cu piciorul stâng în centru. Atunci înseamnă că singurile centrări pe care le poate primi vârful de atac, că va fi Companiu, vor fi din partea lateralilor, fundașilor laterali, Radunović și Pantea. Deci jocul Stelei acum, dacă va fi structurat, va fi structurat pe combinații, pe pase filtrante, pe acțiuni individuale și mult mai puțin pe centrări
sau lucruri lucrate la antrenament, prin văluiri și toate lucrurile astea, pentru că, așa cum spuneam, nici rotariul nu poate să centreze foarte bine cu dreptul, de pe partea dreaptă nici Florinel Colman cu stângul, așa, doar fundașii laterali pot să centreze. Deci nu au nevoie de companie, ca să concluzionez. Nu prea mai au nevoie de companie, nu? Nu prea mai au nevoie de companie. Aici trebuie jucători de combinații să vină. Dar zi-mi un lucru, Jair ar fi un jucător de FCSB? Jair este... N-a jucat Jair ultimele meciuri la Petrol, n-a fost în formă, n-a reușit să câștigăm. Uh-huh. Deci când joacă Jair... Apropo de număr 10, de jucător care face... E un jucător de FCSB? E un jucător pe care eu îl văd, vă dai seama, la toate meciurile live, la Ploiești și la televizor când joacă în deplasare, și atunci Petrol e dependentă de Jair la momentul ăsta. Știi că a vrut să-l ia și Mihai Rotaru anul trecut, la Craiova, și nu poți să spui de Mihai că nu se pricepe la fotbaliști decât că nu s-au înțeles. A vrut să-l ia Mihai Rotaru? Da, decât că nu s-au înțeles. Când? La preț. Acum în vară? Da, în vară, și nu s-au înțeles la preț. Da? Și care? Cât a cerut? Cât a vrut să dea Mihai? Care a fost discuția? Câteva sute de mii de euro, Petrol a cerut mai mult. Cât a cerut? Rotaru cât a cerut? De 200-300 de mii de euro. A vrut să dea Rotaru? Rotaru a vrut să dea 150 sau 200 și ăștia au cerut 400 sau 500 de mii. Petrol. Da, de jumătate, un 400 de mii, adică dublu decât... Eu zic că este jucător care poate ajuta o echipă să meargă în cupe europene, deci este jucător cu experiență, este jucător cu personalitate. Dacă vă aduceți aminte ce meci a făcut la Rapid, nu? Când a fost unul dintre cei mai buni jucători și nu s-a speriat nici de atmosferă, nici de jocul la 2-0, când juca Rapidul destul de agresiv, nu s-a speriat, a ținut de minge, a știut să joace foarte, foarte inteligent. Deci l-a vrut Rotaru și Rotaru a vrut să dea bani foarte puțin, adică undeva la 150 de mii, nu? Așa cum e normal să încerci să iei jucător pe bani puțin. Și ăștia au vrut 400 de mii, nu? Da, Petrolul, nu? Da, e jucător, eu zic că e jucător de 500 de mii de euro acum. Cel puțin Jair? Dar îl vezi la FCSB? Păi, la FCSB depinde ce se... Sau, mă rog, la o echipă care se bate la play-off? La Petrolul joacă în 4-2-3-1, joacă în spatele vârful mai mult. FCSB joacă cu doi interi. Unde l-ai vedea dintre echipe? La Craiova, nu? La Universitatea Craiova? La Craiova, nu? Care joacă 4-2-3-1, poate. Uite, eu aș vedea un Mitriță, Jair, un cuplu, a venit și Uri acum, trei jucători de combinație, trei jucători foarte buni la care... Dar Mihai știe mai bine, el știe. Mihai consumă foarte mult, cheltuie extrem de mult față de performanțele pe care le-a avut echipa. Da, asta e clar. Cum se pare Bănele? Ultima... De ce râzi Robertinho? Nu știu, cred că se face prea mare caz cu Rotariu. Eu cred că poziția lui nu este cea de atacant. A spus în dreapta. Păi da, da, iar îl bagi în dreapta, unde îl mai bagi pe Popescu, ce faci cu Coman, că e în formă foarte bună. Ce faci cu Băluță? Bună. Băluță, de ce l-ai adus? Renunți la companie, care vrând nevrând, că el inestetic, aleargă urât. Că cine îi mai centrează rolul în companie? Îți dă 10 goluri pe campionat, lejer. Lejer. Executam și de penaltiuri. Vivi, penaltiurile se ratează, tu știi. Tu am văzut aseară pe Weghorst de la Manchester United, a ratat penaltiuri. Trebuie să dea, dea Van Dijk, fundaș central, în minutul 91. Oricine poate rata, dar iar dai peste cap o întreagă echipă care în momentul de față chiar joacă, chiar produce, chiar are rezultate și vii cu un jucător care a fost în într-un vâr de formă acum mulți ani. Nu e vii, dar uite-te câte meciuri a jucat și care e media de jocuri în ultimii 3 ani. Îl știm pe Dorin că este un jucător de viteză, un jucător care are o asemenea. E un jucător bun, dar... Stai, e un jucător bun dacă rezistă la presiune. Și că acolo nu e doar de fotbal. Acolo știi presiunea care o pune Gigi. Acolo nu e doar de... Uite, m-auzi? Uitați-vă puțin la Djokovic. Păi da, ce v-am spus eu la începutul campionatului, că cineva de la FCSB nu l-a vrut pe Djokovic. Da, mi-ai zis că meme nu l-a vrut. Ce mare, că e mare filozofie. Dar n-are nicio legătură, că Gigi pune presiunea, nu neapărat meme. M-ai înțeles? Dar uite-l pe Djokovic. Și Djokovic, stai, un tip puternic. Și jucați la CFR. Jucător, stai. La Uso Petrescu, care era tata lui. Exact. Adică... Continuitate, performanță, presiune. Pentru că la CFR, ok, nu era mediatic, nu era presiunea care era este... Petrescu care da, era... Petrescu și cu patronul, da. Acolo în vestiarul lor, era jale. Păi Petrescu punea presiune și la antrenament.
Petrescu îi punea presiune de să bătea oia la Miuțe. Da, că trebuia să câștige ambele echipe la Miuțe. La presiunea lui Gigi, Djokovic nu reacționează cum trebuie. E un jucător care a început foarte bine și se duce în jos și e clar o problemă mentală. Și Horia începe foarte bine și îl scoți din echipă. E și supărat. Hai să vedem și partea cealaltă. Foarte greu să-l ce motive a avut să-l scoată pe Djokovic din echipă? Ce motive a avut să-l scoată pe Companio din echipă? Ce motive a avut la un moment dat să-i caute loc și lui Popescu, să-l fie bucuros și Coman și Băluță? Asta am zis apropo de Rotariu. Uite-l pe Djokovic, care nu rezistă, s-a supărat. E clar că Djokovic e ofticat. De normal, ce se întâmplă? Sunt convins. Pentru că cum se vede pe el? Nu, și cum joacă în ultimele meciuri. Nu știu dacă ați observat. Știi cum joacă ceva de genul? Bine, nu mă baci, joc și eu la alibi. Ți iau bani, ți iau salariu să fii sănătos. Stai să l-ai nu văzut, greșesc, l-ai văzut asume, cum se ascunde de mine, nu-și mai smărit un risc. Nu, nu. Nu mai e Djokovic liderul. Nu aleargă. Joacă bine, mă, nu mă bagi. Hai că ți-au și o bani. Joacă, bă, joacă cum să cere în anumite momente. Domne, să nu greșească. Că îi avem pe ea, pe magicieni în față. El să recupereze, să o dea... Nu știu. Uite, Egiumanu era un jucător bun. Bun de atac. Bun din toate punctele de vedere. Talie, faze fixe, marcator. Dar uite că nu joacă nici la Bari. Da, păi stai, să vivi. S-a dus în Italia. Mă, eu îl consider pe Panin. Câți români avem eu pe prin Panin Italia? Îl consider gladiatorul fotbalului românesc. Pe cine? Pe Panin. Să reziste atâția ani cu Dan Petrescu pe el, bă, bă. Da, asta spun, FCSB-ul e un club greu. E un club greu. Asta zic, hai să-l vedem. Patron pretențios, cu un vid de personalitate. Și uite-te la Dorin Rotariu, un băiat așa delicat. Cu minte, da. Nu știu. Zic că a vorbit Dacă i-a zis Roti, stai liniștit. Stai, bă, tu crezi că Djokovic nu știa ce e aici? Când a văzut însă realitatea cât e de mare presiunea, s-a desumflat și Djokovic. Exact. Nu, Djokovic joacă numai la alibi. Nu mai să ia banii nu știu Gigi. Dacă nu cred că e genul să se protejeze. Nu mai și asumă niciun risc, dar, Robert. Păi da, joacă fără risc. Joacă pentru a știi ce zice omul. Dom'le, dacă încerc ceva și greșești și aia e nemulțumit patronul, poate iar mă scoate. Și atunci ce fac? O iau, o dau la primul om, mai bag o alunecare în zonele laterale, okay. Vin la primii din când în când. Cu venirea lui Rotariu, ok. Vom Rotariu. Vedea ce... Rotariu. Vedem cum să schimbe echipa. Avem Băluță. Pe cine scoți? Avem Companiu, avem Coman. Popescu. Păi, mai bine să ai problemele astea decât să n-ai pe cine să faci. Nu e așa. Ai problemele astea. Dar unde îl faci? Care-i postul lui de bază, Vivi? În dreapta. În dreapta. Așa. Și intre pe piciorul stâng, la fel cum intre Florinel pe... Nu au soluții? Nu aveau cei de la FCSB în dreapta? Era să spun, l-au încercat pe Miculescu, n-a dat satisfacție, l-au încercat pe Tavi Popescu, nu e postul lui, n-a dat satisfacție, l-au încercat pe Băluță, Băluță joacă mai mult. Băluță a jucat 3 meciuri, s-a accidentat, a mai jucat 2 meci, eu cred că postul Băluță e să joace în 4-2-3-1 spatele atacantului, nici atac central nu este, dar nu joacă pe CSB așa, pentru că joacă cu șut. Acum care ce face? Este... Ei jucători și schimb sistemul în etapa 13, 14, a 13. Nu știi că a încercat Dica anul trecut să schimbe sistemul în 4-2-3-1 cu Xavi Popescu. Eu când aud atunci, domne, ce inteligență tactică are antrenorul ăsta, a schimbat în meciul ăsta de 3 ori sistemul. Asta e formă de disperare, nu e de... E jucător și dai 20 de mii și îl ții rezervă? Da, păi pe Miculescu a dat 1.000.000 și... Da, eu vorbesc că îi dai 20.000 de euro salariu. Uită până în iarnă Rotariu, și în iarnă vedem noi. Și îl ține rezervă. Eu cred și că cât are? Contractul semnat un an plus sau 6 luni plus? Uite, am niște informații de la colegul meu, de la Cristi Coste, care știți că e beton. Beton, mai ales Fabrizio. Fabrizio al nostru, da? Fabrizio de România, da? Care Cristi îmi scrie, zice, Dorin Rotariu e bombă la antrenamente. Deci că joacă de rupe la antrenamente și pe Cristi chiar îl cred, pe Cristi e cel mai, este number one, este, repet, number one pe informații, după părerea mea, din toată presa din România la general, iar pe FCSB, credeți-mă, e nu că bun, e belea. Cel mai bun. Da, da, e cel dar mai bun. Dar nu ar trebui să fie bombă și la meci. Da, da, și, că mai sunt ăștia bombe zice pe la Cristi, zice Cristi că va juca în dreapta. Va juca în dreapta. Păi și dreapta. Atunci joci cu cine joci? Cu Băluță? Băluță, Coman, și Rotariu. Rotariu dreapta centru, Băluță și Coman. Bine, jucători, stai puțin, atac interesant, adică numai jucători viteze, care știu tehnice, cu ea. Tot. Știi, băi, Robert, bă, dar ce ghinion pe Rapid cu Rahmani, bă, incredibil. Bă, prinsese și la echipa națională titular. Vezi, poate și presiunea, poate și
schimbarea asta de mediu vine pe un moment extraordinar. Da. Un moment astea sunt imaginile după operație. A și fost operat Rahmani, operația a decurs extraordinar de bine și ne bucurăm mult pentru Rahmani, pentru un jucător fabulos. Mie îmi place de, credeți, înnebunesc, îmi place de numai pot de Rahmani, un jucător foarte talentat și sper, chiar sper în ianuarie să fie la antrenamente și când începe sezonul, când se rea sezonul anul viitor, să fie și să fie titular, să, mă rog, să joace iarăși una peste alta. E... pentru că atenție, Rapidul are o problemă. Sony e nerefăcut încă, nu este, are nu. E nepregătit. Nepregătit, da. Așa, nerefăcut fi în primul rând, da. A jucat cu Tunariu și la sfârșitul. Cu cine joci? Cu Stan? Cu cine joci? Mai ai Stan, da, e un copil care nu poți să stai. Cum vezi după părerea ta? Cum se va desfășura Bergodi? E o perioadă grea pentru Rapid. E o perioadă grea pentru că te dereglează un pic accidentarea lui Rahmani, se impusese, marca, crea spații, era pe un fond de moral foarte, foarte bun. E o lovitură. Este o lovitură pentru că în momentul când a plecat golgheterul de anul trecut, Dugan, zici, uite că vine Rahmani, de la primul joc marchează și vine accidentarea asta la echipa națională care îl dă în primul rând clubul peste cap pentru el, că va fi o perioadă de inactivitate până în ianuarie, o accidentare nu la fel de gravă ca cea a lui Papeo, dar tot la nivelul gleznei, care îl va scoate din circuit o perioadă bună de timp. Eu cred că va fi greu ca Rapidul să găsească soluția acolo. Va fi foarte greu pentru că nu poți cu toată calitatea care o are Stan și e un copil de perspectivă, nu poți la presiunea și la obiectivele care sunt în Giulești anul ăsta, nu poți să rămâi... Asta e ghinion mare. E ghinion, dar... nu știu dacă numai ghinion, că uite, vezi, a fost și Lucasen pe acolo, adică trebuia să, cred eu... ar fi trebuit să-și iau un backup? Să ai, da, să ai ceva acolo. Să-l mai ții pe Dugan, zici, până în iarnă, nu, măcar? Nu, pe Dugan, zici, nu mai puteai să-l ții nici până marți. Da, da, da. Pentru că i-a venit oferta luni și la un milion salariu și marcatorul patronatului. Dar spun că dacă nu era Rahmani, nu-i dădea drumul Dugan, zici. Nu, clar. Doar nu juca și cu mult. Da, clar că nu-i dădea. Dar e o lovitură. Apropo, avem suflet de rapidist astăzi. Nu zici nimic, mergi pe burtă. La 1:30 cine vine? 13:30, Mugur Bolohan, fostul fotbalist al Rapidului, vicepreședintele clubului sportiv Rapid, omul care are un mare merit și cu noul stadion, cu documentația, cu tot dosarul care a fost și un băiat de caracter. Am întâlnit la un old boy cu el, am jucat cu Național Artiști, am stat de vorbă. Da. Am rămas la masă și am depunat amintiri. Mm-hmm. Păi știi de ce sunt? Meciurile astea sunt frumoase, că meciurile durează puțin și protocolul și mult. Da, repriza treia. Pentru repriza treia. Asta e repriza treia, e cea mai bună, știți, cea mai impresionantă. Repriza treia, da. Da, un rapidist. Chiar dacă el a trecut și pe la Dinamo, este, Bolohan este un rapidist. Da. Deci 13:30 în direct și în exclusivitate pe site-ul Fanatic, când se termină Fanaticul, la câteva minute, Fanatic Superliga, bineînțeles, la câteva minute, o nouă ediție mai mult decât interesantă, Robert Niță și colegul lui Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului, l-au invitat pe Mugur Bolohan, unul dintre jucătorii foarte buni din istoria primei ligi, ca să spun așa, din România. Și că uite, tot vorbim de jucători, hai mă să-l mai lăudăm și noi pe Stanciu, avem pe Ana Maria Prodan la telefon. Ana, să rămână! Să rămână. Băi, Ana! Mă, Ana, mă! Ce-i faci, mă, lui băiatul ăla, băi, lui Stanciu ăla? Că n-ai... De joacă de zici că are 20 de ani, pe cuvântul meu de onoare. Să știi și crede-mă că el chiar merită statuiet. Deci e rar se naște așa ceva. Și mie îmi place, crede-mă, mă uit la băiatul ăsta, băi, e ca vinul, cu cât trec ani, joacă din ce în ce mai bine. Da, chiar stăteam așa cu Bebe, cu băiatul meu, ne uitam la meci și când a pus mingea așa să șuteze, am spus, vezi, mami, uite-te atent că ăsta este gol. Deci serios vorbești acum cu Andorra? Da. Deci atât de bine șut, după cum se uită, deci jur, este ceva unic copilul ăsta. Da, dar care, Ana, că tu ai stat lângă el de la bun început, asta știm cu toții, ai avut grijă de el, l-ai menegeriat, i-ai dat sfaturi de viață, că știm cum te ocupi tu de jucătorii tăi. Spune-mi un lucru, te rog,
Care secretele? Ce e cu băiatul ăsta de joacă așa de bine? Că are, sigur, ce, care secretele lui Stanciu? După... Secretul lui Stanciu este profesionalism. Viața extrasportivă absolut perfectă. Familist convins că nu există al doilea. Au mai fost câțiva în istoria fotbalului, toți dintre jucătorii mei, unul este Pintili, celălalt este Borceanu, da? Dar Piticul, da, cum îi spunem noi, este unic. Deci, cum îl alintați pe Stanciu? Piticul. Piticul? Sau Nico. Piticul sau Nico. Am înțeles. Deci Piticu, am înțeles. Asta nu știam. Deci e Piticu. Asta îi spuneau toți și la Steaua, că el a fost micuț de înălțime și era Piticu, Piticu atomic, ca așa joacă. Piticul atomic, da. Păi și el tot spunea la diminune. Cu... Da, el vine din altă galaxie, siguranță, e nepământean. Bun, deci, e un tip... Uite, dăm și mie un exemplu de profesionalist care te-a lăsat cu gura căscată în anii ăștia. De Stanciu, nu există zi și n-a existat zi de când s-a apucat de fotbal ca el să nu se antreneze. N-a existat când a plecat în vacanțe cu colegii lui de la Steaua, când a plecat în vacanțe peste tot ca el să nu se trezească dimineața la prima oră să-și facă antrenament. Adică stai în concediu, el la 7 face antrenament? Nu a existat zi fără ca el să facă antrenament. Păi cum, în vacanță? Nu există. La el nu are vacanță. La el este un stil de viață și așa l-a avut dintotdeauna. Hai mă, Ana, tu spui că Maldive, omul la 7 dimineața își făcea antrenamentul? Bineînțeles. Deci nu există. Păi, nu știu dacă cineva poate să creadă. Dar uitându-te la Ronaldo și ascultând când vorbește și spune că el nu mănâncă asta, nu face asta, că el va avea timp după ce se lasă de fotbal să le facă pe toate, exact așa este Stanciu. Un om care trăiește pentru fotbal și familia lui. E, un om care... Din punctul ăsta de vedere al profesionalismului, Ronaldo este exemplul cel mai mare pentru Stanciu? Da, probabil că da, pentru că este exemplu pentru toți atleticii, pentru toți sportivii Ronaldo, nu? Mm-hmm. Sau așa ar trebui să fie, dar programul lui Stanciu, puțină lume știe că el merge la antrenament, vine și ajută familia, se joacă cu copiii lui, își ajută soția, se duce iar la antrenament, chiar dacă nu are două pe zi, al doilea și îl face el singur. Asta este toată viața lui Stanciu. Stanciu a trăit pentru familia lui și a ajutat părinții și fratele și sora și îi ajută pe toți și trăiește pentru toți. Am înțeles. Da, deci efectiv e și un om bun, nu? Este minunat, nu bun. Este ceva pâinea lui Dumnezeu pe pământ. Uh-huh. Mm-hmm. Și cu toate astea ai văzut cât e de timid și de modest așa ca om. Bun simț. De un bun simț ieși din comun. Și chiar zilele trecute mi-a trimis o fotografie și am zâmbit cu fratele lui, mic de tot. Nu știu, cred că avea 5 ani. Și mi-a trimis fotografia asta și mi-a zis să știi că și el este un fotbalist la fel de bun ca și mine. Ana, da. ce atmosferă e la națională? Da, e super ok să știi totul. Nu știu, eu văd presa vorbește, spune, vai, ce nenorocire, ce prost sunt toți. Dar să știi că în interiorul echipei din ce vorbesc eu cu jucătorii mei este tot ok și toată lumea este aproape de antrenor și antrenorul aproape de ei. Deci, nu, chiar și la Naționala de Tineret, chiar dacă s-au întâmplat rezultatele astea, la fel, nu este nicio discrepanță așa să zici că, domne, unul este ținut în brațe de cineva și celălalt nu. Am înțeles, adică crezi că valul ăsta de critici împotriva lui Edi, care aproape l-au linșat, e ok sau nu? Păi, eu zic că nu este ok, că, repet, Edi sau orice antrenor va veni la Națională, da, este cumva... strâmtorat într-un fel. De ce? Pentru că el va lua ce este mai bun, să spunem, la momentul respectiv, când sunt meciurile respective, dar nu îi antrenează el. Nu îi antrenează el. Și atunci, ca orice antrenor, nu? Tu iei 10, 20, 25 de jucători, cât convoști tu, fiecare vine cum antrenamentul lui, pe care l-are, îl primește la clubul respectiv. Dacă el nu este în parametrii la care visează Edi Iordănescu sau la care ar trebui să fie un jucător de Liga 1, de la echipe mari, nu că în general de la echipele mari din jucătorii, ce să facă Edi Iordănescu?
ce ar putea, sau nu Edi, oricine altcineva. Nu știu, eu spun așa, n-am nicio legătură cu, cu Edi, nu, nu avem nici măcar niște prietenii din astea scoase din, ieșite din comun. Mie Edi Iordănescu astăzi mi se pare unul din antrenorii foarte valoroși ai României. Nu că este băiatul taicăsul, nu că ar avea un avantaj de pe urma lui, mie mi se pare un antrenor extraordinar. Și când era la club, eu mă întrebam jucătorii și toți mi-au zis același lucru, mister fabulos. Nu știu dacă, nu m-a antrenat, nu știu, n-am fost fotbalistul lui, dar îți spun ce îmi spun absolut toți și spun ce văd așa, ce am văzut și în meciul cu Andorra. Probabil că jucătorii cumva, da, pentru faptul că, Horia, noi trebuie să spunem adevărul, noi nu avem un background al copilului sau un pedagog al copilului mic fotbalist. Copiii ăștia care apar în România, crede-mă că joacă din talent. Da, corect, joacă, așa e. Crezi că nu se califică Edi? Eu zic că da. Și eu mă rog ca România să se califice, cumva așa ar închide gura tuturor. Și parcă așa mă uitam la cum s-au bucurat după meciul ăsta și cât de frumos, nu știu, era așa, într-adevăr a fost o echipă a României pe teren. Da. Apropo de jucători, în ce stadiu mai e procesul cu Man? E hilar. Acum domnul judecător vrea să verifice dacă Man este jucător profesionist. Da. Este hilar. Am tăcut atât de mult, n-am comentat niciodată, n-am venit să spun, să mă plâng, dar au trecut 3 ani și printr-un contract semnat, parafat, agreat de ambele părți, în oglindă făcut perfect, noi stăm și ne întrebăm acum și întoarcem dosarul să mai cercetăm dacă jucătorul este profesionist. În condițiile în care da? de fiecare dată apare altcineva în dosarul lui Man. Acum a apărut, mi se pare că acum a apărut și au cerut puțin să se pună la punct cu dosarul fata domnului Ardăseală. Este hilar. Dar în continuare eu am foarte mare încredere în domnul judecător. Și probabil domnia sa nu știe că Man este jucător profesionist de la vârsta de 16 ani când a semnat un contract de profesionist. Acum jucând în străinătate la atâtea echipe mari, tot profesionist a rămas. Da, și tu de 3 ani vă judecați? Da, de 3 ani se termină. Și au întors dosarul înapoi acum dacă e jucător profesionist? Da, să vii un amator pe bani ăștia. Doamne, îți faci crucea, na? Da. Deci, de asta țara asta nu dă înainte niciodată, de asta niciodată oamenii nu vor înțelege când semnezi un contract și asumi, de asta se întâmplă la drepturile omului, te duci și câștigi împotriva statului și nu știu, este păi înseamnă că mai durează încă vreo 2-3 ani minim. Probabil, nu? Acum dacă a intrat și fata domnului Ardăseală în dosar, probabil că acum se va relua de la, nu știu, ca să se pună și domnia sa la punct. Cu la zero. Tu cât i-ai cerut, Ana, despăgubiri? M-au rugat avocații să nu vorbim deocamdată, să nu... Da, e sumă, am înțeles, dar e de ordinul Este suma pe care noi am agreat-o și am semnat-o de comun acord. Am înțeles, deci nu e de ordinul milionului de euro, nu? E mai mică suma. E mai mică, da. Da. Am înțeles. Îți dai seama dacă se lasă Man, că o să cerceteze dacă s-a lăsat sau nu? A, da. Da. Păi mă auzi, eu nu cred că se termină procesul până se lasă Man. Păi, mă gândeam și eu. Poate mai durează vreo, dar acum fac niște socotele așa. Vreo 10 ani cred că mai joacă. A, da. Acum te rogi să mai joace vreo 10 ani, să prinzi finalul. Da. Da, dar poate dacă se accidentează domnul judecător o să spune că nu mai are sens să-i luăm banii că s-a accidentat. Da, da, da. Cu Man ai mai avut vreo discuție? Nu, și nici nu-mi doresc niciodată. Eu sunt cel mai bun om de pe pământ și tu mă știi și eu am trecut cu vederea foarte multe, dar trădarea eu niciodată nu o să pot să o iert. Mi se pare cel mai urât. Deci n-ai mai vorbit cu Man niciodată de atunci, nu? Nici. Și dacă acum vine și îmi spune, uite, îți dau eu de la mine 10 milioane cadou și mai semnez cu tine 400 de ani, niciodată nu va mai sta lângă mine. Da. Apropo, Ana, iar ne-ai uimit pe toți. Ce a fost cu fața aia ta pe Burj Khalifa? Povestește-ne puțin, că toată presa e nebunită.
auzi, dar mie îmi place că toată nimeni nu m-a sunat, în schimb toți au spus iubitul arab i-a făcut acest cadou minunat și a acceptat inelul, după care a doua zi au spus Ana Maria a plătit 100.000 de euro ca să-și pună poza pe Burj Khalifa. Povestește, zile, că eu uite, spune-ne ce s-a întâmplat. Dar am și eu prieteni care țin la mine. Nu trebuie să dau eu 100.000 să apar pe Burj Khalifa. Aha. Păi bun, și care e povestea acestei apariții spectaculoase? Nu este nicio poveste. Sunt oameni care țin foarte mult la mine. Nu are totul o poveste. Este așa. Și dacă ar avea poveste, tu știi ce lecții am învățat eu în ultimii 3 ani? Cu cât vorbesc mai mult de viața mea, cu atât apar tot felul de fetițe, băieței care se gândesc, mamă, stai să vedem, poate soțul ăsta sau viitorul soț al anii e bun, să luăm și pe ăsta. Am înțeles. Am băi, Ana, dar aveai o panglică pe tine, ce cu aia? Din asta care zice, da, ce poza asta cu panglica asta? Ești primărița Dubaiului? Da, vorba lui Vivi, ești primărița Dubaiului? Nu, fotografia aceea este de la balul prințeselor de la Monte Carlo. Acolo toți intră la fel cu panglica. Prințul Albert de Monaco, da. Am înțeles. Aici ne-ai pierdut, ne-ai spart aici, știi cum e. Bun. Fiecare an este balul sub patronajul prințului. Deci n-ai dat tu 100.000 de euro să apari pe Burj Khalifa? Nu, doamne ferește, eu am dat bani sub deschisul ăla de fitness. N-ai văzut, nu mi-ai zis nimic. Cum? A treia. A deschis patru. Ai, bravo, bravo, bravo. Bun, și înțeleg că n-ai nici iubit arab. Nu mai vreau să zic, nu, că mi-l cură iară cineva. Am înțeles. Cum? Eu am mână până la bărbat și atunci toate fetițele astea de prin oraș se uită. Dacă pune Ana Maria mâna pe ceva, trebuie să lupte să ia. Am înțeles. Deci momentan nu. Mai vezi mai încolo, nu? Nu, îl arăt mai târziu. Îl arăt mai târziu. Dar cât e, Ana, acum serios vorbesc, să se apară chipul al tău, al meu, sau cât costă ca să-ți apară așa ceva pe Burj Khalifa? Mai mult de 100.000. Eu știu ce a plătit Ronaldo. Ronaldo a plătit atunci pentru Georgina de ziua ei 480.000. Păi bun, și chipul tău câte secunde a apărut? Mai puține. La ei au fost minute. Cât a apărut la tine? Cât a apărut? Că știi, nu 10 secunde, cât? Cam așa. Aha. Păi bun, deci, dar și 10 secunde, mă gândesc că înseamnă câteva sute de mii, nu? Că e bușcan. Costă mult, costă foarte mult și acum din ce în ce mai greu permit. Uh-huh. Păi bun, și cine te iubește pe tine așa tare? Toată lumea. Toată lumea mă iubește, Horia, și tu mă iubești. Păi te iubește, dar n-ar da 100 de mii să-ți vadă poza. Nu, 200 de mii aș da. Ce mă, noi vedem în... Bă, iar da 200 să mă vadă fericită. Da. Deci, nu e cum s-a schis, deci vreo 10 secunde costă vreo 200 de mii, nu, Ana? Costă mult, costă foarte mult, într-adevăr. Deci mai mult de 100 de mii, cum s-a scris, nu? Eu așa zic. Da. Bravo, înseamnă că cine te iubește, te iubește. Te iubește de toți banii. Da, te iubește de toți banii. Păi merit eu, mă, eu merit. Bravo, bravo, să fii sănătoasă. Să ne invizi la sală, la fitness. Să tragem de fiare, nu pe mine. Aștept. Nici pe mine m-a invitat și nu m-a dus. Să rămână, Ana. Să rămână, vorbim. Da, tare asta cu mană. Da. Se da, judecă acum dacă e jucător profesionist. Chichița bocăcească. Cum? Să vedem. Bine, știi cum e? Că Ana i-a cerut 500.000 de euro. Păi sunt bani 500.000. Și el dacă denunța sau ea. Da, dar adică știi cum e? Și Man se luptă. Mulți, normal că vin avocați și să știu un lucru. Să știi că eu am auzit, eu nu cunosc. Eu îl știu pe Vali, Argăsean. Foarte bună fiica. Nu, eu îl știu pe Vali, băi, obraznicule, vorbește frumos în emisiune. Foarte bună profesional, dragul meu. Păi așa zic, foarte competentă, te rog. Competentă. Așa, eu îl știu pe Vali, care e un tip foarte serios, mai înțeles, dar am auzit vorbe foarte frumoase de fata lui. Deci toată lumea mi-a vorbit la superlativ așa, de prin oraș. Toți au spus că este super profesionistă. Bine, mă, Horia, eu nu cum îl face pe Man amator? Din profesionist, cum îl face pe Man nu amator? Știu, nu știi cum e, spun eu, Chichița să ducă procesul. Să dureze mai mult. Încă o dată, Ana i-a cerut 500.000, jumătate de milion de euro, văzi, bani mulți. Ok, duc. Și la un moment dat trebuie să termine procesul. Poate să împacă, Vivi, într-un an, ce ești tu, amator, unde ai jucat la Progresul, pe Cica? Și ești amator, îți dai seama dacă Gigi a vândut un amator la 15 milioane de euro. La o tranzacție făcută în comun, să împacă și impresari între
ei probabil, și bată lumea Ana, fericită, toată și la lumea fericită și probabil îți dai seama că fiind suma asta foarte mare în joc, ei abuzează de fiecare chichiță, dar asta legală până la urmă. Ce zice e? Ana, eu spun acum o știu, aici Ana, eu nu sunt, sună aici cu tot... și zice, băi Ana, hai, te rog, mai să facem un grătar. Aici, cu tot respectul pentru sistemul nostru, nu e normal să dureze atât procesele, Robert. Nu e normal, ce că nu se mai termină. Adică, știi? Adică, nu știu, ar trebui, cum să spun, ar trebui, nu știu, pusă o limită, cumva. Adică, știu, nu e normal să ții un proces totuși serios, acum un litigiu între Ana și Man, să-l ții 3 ani și stai să-l iei de la zero. Stai, cum și acum o iei de la da, și încă 2 ani. Documenteze, adică, și bă, Vivi, 5 ani. Când ai văzut judecătoarea din Suceava, a fost arestată pentru că i-a ajutat pe ea cu trafic de droguri. O judecătoare. Aia de la Dulce îi dă o palmă unui fostului amantă, îi fură telefonul sau ochelarii și 16 lei. Dai seama așa, când l-am văzut, mi-a furat 16 lei din mașină. Dai seama ce puternic amantul, da, dacă avea 16 lei, da, cash, întorc pe loc. Și ochelari de soare care avea pe ochi. O judecătare. Unde am ajuns? Într-o țară în care magistrații să vorbește des despre pensiile acestea speciale pentru care suntem aproape să pierdem bani din PNRR. Curtea Constituțională dă niște legi care, adică dau niște hotărâri care îi avantajează pe ei ca judecător la Curtea Constituțională. Singura soluție schimbată Constituția, ca aceste decizii luate de către CCR să fie conform contribuției pe care o aduci pensii, nu pensii să ai, tu ești la pensie la 47 de ani și ai pensie mai mare decât ai avut salariu. Unde se poate așa ceva? Pentru că e vorba de contributivitate. Nu, sunt lucruri care se întâmplă în sistemul judiciar românesc și uite, să judecă și ai văzut și Ana spunea, poate să mai dureze încă 3-4 ani, ajunge la prescripție și gata, să termină procesul. Dar pierde toți banii. Dar ce s-a întâmplat atunci cu Man, dacă nu era Giovanni Becali implicat, nu se întâmpla. Transferul, zici? Da, transfer, da. Și nu, Man rămânea cu Ana. Da. A venit Giovanni cu o ofertă foarte bună pentru Man. Giovanni e puternic. Și n-avea cum să zică lasă, ei Man. nu se scuză-mi expresia, hales, nu se iubesc. Așa, el, Ana, problema lui Ana este cu Man. Ana nu putea să-l vândă pe Man în Italia. N-avea intrări. Nu știu, dar Giovanni și Victor sunt puternici. Tu sunt, Giovanni, ce jucători a vândut la Galatasaray? Cu ce bani, cu ce sume? Oamenii zmeserieși și Giovanni și Victor. Mă auzi, sunt, știi cum sunt, glumim puțin, Hagi și Popescu pe impresariat. Numărul unu de viață. Da, așa, la fel cum Ana, cum să spun, până, cum să zic, să se lase oarecum de treaba asta, așa, să se lase, în sensul că n-a mai fost în prim plan și ea a fost foarte puternică și ea a avut jucători și ea, mai înțeles, adică, na. Dar și eu am lucrat cu Ana, mi-a adus pe Mihai Roman când s-a desfințat echipa lui Mititelu atunci, Mihai Roman era jucător de echipa națională de tineret. Doamne, ce greu am negociat cu ea, dar a trebuit să-l suși pe Reghe. Bă, Reghe, mă dispare de asta, să-mi dea mă jucătorul, că n-am prea mulți bani, așa, nu? Dar Ana și ținea la jucători și ține la jucătorii ei, pentru că ea tot timpul a fost familist, a fost cu echipa. Mă țin minte când era Reghe la Steaua, ce grătare se făceau pe la Snagov, ce ținea cu fetele, cu soțiile fotbaliștilor, le duceau la saloane de înfrumusețare și s-a simțit trădată de Man, dar trebuie asta să înțeleagă și ea, că e vorba de... Asta e situația, asta e greu, na, ce să faci, asta e situația, până la urmă știi cum e, a fost decizia lui Man. Până la urmă, da. Bun, v-am spus că avem o surpriză, da, un nou analist s-a alăturat echipei noastre. Vorbim despre unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din ultimii 20-30 de ani din România, un lider incontestabil, așa, fostul capitan al lui Dinamo și unul dintre jucătorii cei mai reprezentativi, ca să nu spun carismatici, din perioada de gloria lui Dinamo, care de astăzi l-am cooptat în echipa noastră, l-am făcut chiar dacă nu-i perioadă de mercato, da? Era jucător liber. Da, chiar dacă nu-i perioadă de mercato, da? Nici pe el nu l-a luat Dinamo. Cum? Da? Nici pe el nu l-a luat Dinamo. Da, chiar dacă nu e perioada de mercato, oameni buni, noi am făcut transfer, da? Deci noi am făcut transfer. Transferul este Florentin Petre, da, marele jucător al lui Dinamo, fostul capitan al lui Dinamo, care începând de astăzi va fi analist aici la noi la Fanatic Superliga. Salut, Florentin.
Salut, salut! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare. În primul rând, mă bucur foarte tare că fac parte din această echipă. Văd că avem o echipă puternică. Da, suntem mulți. Mă auzi, nu știu cât de puternică, dar e mult. Horia, dar toți la 1,68 m, te mai dă. Da, mai ridicați puțin, nu talia, nu? N-ave, Florentin, auzi ce zice Vivi, n-avem talie. N-avem talie. Îl aud foarte bine și să nu uite că de foarte multe ori a avut probleme cu noi ăștia mai micuți de neînțime. Cum vorbește invidia? Păi ne căutai cu detectorul de valoare, Păterin, când ne infiltram pe lângă tine. Da, Florentin, ce să facem? Nu-mi plăceau ăștia mici deloc. Erau pitică. Păi cui îi plac ăștia mici? Pentru că sunt jucători de viclete. Cu Lunea Piții. Nu mai ții minte Lunea Piții, că avea numai mici. Păi da, dar și ce performanță a făcut Nea Piții cu noi? Așa este. Am mers cu el la campionatul european. După aceea am crescut frumos și oriunde ne punea, noi ne făceam treaba și ne-am calificat de fapt la două campionate europene cu el. Da. Florentin, bine ai venit alături de noi în echipa Fanatic. Haideți să începem cu începutul. Bine v-am găsit. Prima întrebare, ca să intrăm în ele, ca să spun așa. Spune-mi un lucru, te rog. Cum ți se pare transferul fostului dinamovist Dorin Rotariu la FCSB? Este un transfer foarte reușit pentru FCSB, îl cunosc pe Dorin, de fapt este unul din jucătorii pe care eu am vizat extraordinar de mult la începuturile mele ca antrenor. Eram antrenor la echipa a doua, la Dinamo, cu Nea Cornel Țăller, mi l-a adus Roti de mână în fața vestiarului, mi-a zis să-l testez și vă spun sincer că din primele zile, din momentul când l-am văzut, am zis și am spus și la Nea Cornel, la Nea Țăller, că va ajunge un mare fotbalist. Bun, este un copil... Da, dă-ne amănunte, cum l-a adus Roti, ce ai văzut la el, pentru că e ultimul transfer al FCSB-ului și știi cum e, e un must, e la modă, toată lumea e curioasă cum va fi Dorin Rotariu la FCSB. Din ce am văzut, nu s-a schimbat deloc. Prima dată l-am văzut, avea undeva la 15-16 ani când mi l-a adus în fața vestiarului. Încă din primele zile m-a impresionat prin atitudinea, prin caracterul pe care l-a avut. Avea o pregătire fizică nativă extraordinar de bună. Lui nu-i trebuia foarte mult timp, o foarte mare pregătire fizică ca să poată să intre într-o formă sportivă bună. Plus că m-a încântat foarte mult cu mințenia și felul cum se pregătea, că la un moment dat l-am și certat. I-am zis, băi, ești prea cu minte pentru nebunia asta din vestiar. Zic, fii și tu mai altfel decât te văd așa. Zic că nu, așa sunt, așa am fost crescut și educat. Și uite că au trecut foarte mulți ani, el a rămas același, mă bucur foarte tare, iar pentru FCSB este un transfer reușit. Jucător, ce fel de jucător? E un jucător care poate să facă diferența? Este un jucător cu o reacție, mai ales pe spațiu mic, driblează foarte repede, tot timpul stai să-ți mai spun o fază tot așa, știi că noi ca antrenori avem un program stabilit săptămânal, iar miercurea, el a venit luni, marți și miercurea am făcut un joc școală cu echipa a doua, a noastră, și la un moment dat atât de mult mi-a driblat fundașul dreapta, că Nea Cornel a oprit jocul și a aruncat un prosop către fundaș și a spus, te rog eu frumos să ia prosopul, du-te, șterge-te, odihnește-te, că te-a nenorocit copilul ăsta. Dar cine era fundaș dreapta? Nu pot să spun că... mai bine, contează ce naibii de acum 100 de ani. Dobrosavević era fundașul dreapta, era și el la fel, tot un jucător foarte bun, dar uite că l-a prins pe Roti într-o formă extraordinară și l-a întors pe toate fetele. Și ce a făcut Dinu? Nu, Nea Cornel Țăllăr. Ce a făcut? A luat un prosop și l-a aruncat către jucători. A zis, te rog eu frumos, potolește-te că te-a făcut ăsta mic de toate clătită, toate cele. Clătită, da, te-a întors ca pe o clătită. Foarte bun, foarte bun și mă aduc aminte tot așa o fază, în momentul când noi am trecut de la echipa a doua către echipa mare, eu fiind secundul lui Nea Cornel Țăllăr, prima dată când am ajuns acolo l-am sunat și l-am întrebat, zic, Rotariu este în lot pentru echipa mare?
și el a zis, da, va fi în lot, îl vom lua cu noi și uite că a avut o accesiune extraordinar de bună și mă bucur, cu toate că este un jucător și am spus-o dintotdeauna, este un jucător care merita mult mai mult vis-a-vis de calitățile pe care le are. Da, corect, așa este. Știi, mă gândeam că nimic nu e întâmplător, Florentin, în viață. Tu ai debutat astăzi, exact când Fanatic Superliga a împlinit un an. Astăzi, deci chiar astăzi, da? Deci chiar astăzi, acum un an de zile, pe 17 octombrie, deci chiar astăzi, pe 17 octombrie, am dat drumul la Fanatic Superliga, da? Putem să ne zicem și la mulți ani, să vă zic la mulți ani, da? Să vă zic la mulți ani. Și eu vă spun la mulți ani și să dea Dumnezeu să ne vedem și la majorat, tot în aceeași... Doamne ajută! Și vezi că nimic nu e întâmplător, nimic nu e întâmplător, azi ai deputat fix când împlinim un an. Deci, deja e de Florentin, deja e de bine, ca să zic așa. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne meargă bine tuturor, să fim sănătoși, ca să putem să ne ridicăm la... Și cu această ocazie, astăzi, când împlinim un an de la prima emisie online Fanatic Superliga, vreau și eu să le mulțumesc tuturor celor care se uită la noi și sunt din ce în ce mai mulți și celor care se uită din când în când și fanaticilor. Mulți petroniști, uite, mă disperă cu mesajele. Da, și fanaticilor, da, și celor care sunt fanatici, dar și celor care se uită și ne urmăresc din când în când, și celor care urmăresc în mod constant, cum le zicem noi, fanaticilor, le mulțumesc mult de tot, pentru că fără ei, practic, noi nu contăm, practic nu existăm. Vreau să vă spun doar atât, am avut aproape într-un an, da? Aproape jumătate de miliard de minute de vizionare pe toate platformele, mai exact peste 430 de milioane de minute de vizionare, cu totul strâns. Site, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, deci peste 430 de milioane într-un an de minute de vizionare, nu e rău. Da, chiar nu erau. Vă mulțumim, oameni buni. Vă mulțumim și să știți un lucru, că facem emisiunea pentru voi și noi chiar vă iubim și vă respectăm. O facem numai pentru voi. Da. Da, Florentin, deci foarte interesant, un transfer tare al lui Gigi Becali, da? Da, da, este un transfer reușit. Nu mai trebuie să aibă încredere în el, să-l lase să joace, în primul rând, pentru că este încă la început, până se adaptează, dar nu cred că asta va fi problema lui. Important este să aibă și puțin noroc, pentru că, na, o să fii talent și să muncești extraordinar de mult dacă n-ai și puțin noroc, cum de fapt el l-a avut, că mi-aduc chiar aminte de performanțele pe care le-a făcut când noi l-am luat de la junior. Țin minte că a fost luni, marți, miercuri jocul și joi Cristi Tănase l-a regimentat și l-a făcut pentru Dinamo. Sâmbătă, bineînțeles, că a jucat titular. Noi l-am folosit pe un post de număr 9, de atacant, și chiar a marcat gol. Parcă ieri a fost, ce a trecut timpul ăsta, este incredibil. Da. Deci transfer tare pentru FCSB și pentru Gigi, nu? Transfer tare. Da. Adică poate să facă diferența. Eu zic că este peste ce are acolo. Fără nicio problemă. Da, interesant. Dar apropo că tu spuneai că e un băiat foarte de bun simț, chiar timid, tu povesteai, va rezista la presiune? Eu cred că este pregătit să reziste la presiune, au trecut ani peste el, cu siguranță s-a maturizat altfel, probabil că ăsta este și felul lui de a fi, dar se va adapta și va lucra fără nicio problemă sub presiune, pentru că se trage dintr-o familie de fotbaliști, știe ce are de făcut, a stat în vestiare puternice cu jucători și caractere puternice, nu cred că ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere. Cu Nea Gigi se descurcă el, nu va fi nicio problemă. Da. Cum ți se pare Dinamo, Florentin? Dinamo, mi-e greu să spun, este echipa mea de suflet și... Nu, ești analist acum, lasă, nu mai ești cu echipa ta de suflet. Că știi cum e, dacă tu o să spui banalități că echipa mea de suflet, știi cum e, te bag o dată, te bag de două ori, te bag de trei ori, a patra oră să spun, bă, cu echipa de suflet, nu se uită lumea, să știi. Retrogradezi cu echipa ta, nu... Tu trebuie să intri în pielea analistului, Florentin, și să analizezi rece, chiar dacă echipa ta de suflet. Nu mă refer la Dinamo, mă refer la tot de acum încolo. La orice, cu siguranță voi fi așa, cu siguranță
voi trece peste orice dragoste eternă, nu va fi nicio problemă. Nici dragostea nu mai eternă în ziua ta, Florentin. Da, exact. Sunt într-o situație foarte, foarte complicată. Ținând cont de problemele pe care le-au avut până acum, pe mine chiar m-a dezamăgit situația lor, pentru că așteptam mult mai mult la cât s-a investit și la titlurile pompoase cu care am fost obișnuit din partea a tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Mă așteptam mult mai mult de la echipă. Adică la lotul pe care l-au și la condițiile care sunt acolo, eu cred că Dinamo trebuia să fie undeva mai sus. Da, bun. Ce îți dă cu virgulă la jocul lui Dinamo? Cum să spun, pentru mine Dinamo înseamnă o echipă care joacă fotbal, o echipă care atacă, o echipă care face pressing total, o echipă care are o posesie și o progresie extraordinar de rapidă, o echipă care ajunge repede în fața porții, care finalizează repede, și Dinamo are jucători din punctul ăsta de vedere. Dar este foarte, foarte important cum îi construiești. Încă de la antrenamente, din vestiar, ca antrenor, trebuie să joci. Să joci, să nu-ți fie frică de nimic, pentru că la un club cum e Dinamo, fotbalul trebuie să fie total. Fără frică, pentru că nu au de ce să le fie frică, mai ales acum că sunt pe ultimul loc, mai jos, aproape de ultimul loc, mai jos de atât nu au unde să mai meargă. Trebuie doar să joace și să demonstreze că merită să îmbrace tricoul ăla pe care eu l-am purtat și generații întregi l-au purtat cu mândrie și am câștigat titluri, campionate, cupe și am mers și am făcut performanțe extraordinar de mare. A, de tine, dar echipa joacă, scuză-mă că te întreb. Echipa chiar joacă, că nu sunt rezultate, sunt de acord cu tine, dar echipa are o posesie bună, are un spirit. Are ceva implementat de către Burcă. Nu sunt rezultate, sunt de acord cu tine, dar hai să ne uităm că tu ai vorbit și despre lot. Dinamo cam a luat ce a putut să ia, nu ce ar fi vrut să ia. Și aici cred că s-a adaptat la moment, s-a adaptat la, dar eu totuși am puterea și credința că acești jucători pot mult mai mult. Adică tu ești dezamăgit de locul actual? Da, eu sunt dezamăgit de locul actual, de tot ceea ce se întâmplă acolo. Probabil că au o perioadă neagră, cu siguranță Ovidiu știe ce are de făcut, cu siguranță va schimba ceva și va veni cu ceva nou din punctul ăsta de vedere, ca să poată să-i scoate din pasa asta proastă și să meargă mai departe. E Burcă antrenorul potrivit din punctul tău de vedere, Florentine, la Dinamo, momentul de față? Atâta timp cât a avut performanțe, eu cred că merita să fie antrenor. Dar în momentul de față trece și el printr-o perioadă mai grea și îl văd așa un pic trist, un pic dezamăgit. Apăsat. Un pic ca și cum ar fi pierdut controlul, dar cu siguranță îl cunosc bine pe Ovidiu, poate s-a mai schimbat între timp, nu știu, dar ca și caracter nu are cum, pentru că tot ceea ce a făcut prin muncă și prin devotamentul de care a dat dovadă, ținând cont de meseria pe care o practic. Dar vreau mai mult de la el. Da, mult mai mult de la el. Da, deci ți se pare că sunt primele semne că și Burcă începe să fie ușor depășit? Depășit nu știu, dar îl văd speriat și lucrul ăsta nu-mi place. În momentul când intri în vestiarul ăla, nu mai ai tată, n-ai mamă, n-ai nimic. Uh-huh. Iar ideile care îți vin, ideile cu care ești construit, și el știe ce înseamnă vestiarul ăla, pentru că a stat printre noi atâta timp și știa ce înseamnă mentalitatea asta. Plus că noi care am jucat acolo atâția ani de zi, el s-a dezvoltat cu noi. Da, trebuie să mai fie și ajutat din punctul ăsta de vedere. Spune-mi un lucru, crezi că Dinamo poate să retrogradeze? Orice se poate întâmpla. Orice se poate întâmpla atâta timp când n-ai rezultate. Există pericolul ăsta dacă nu se mai întăresc?
dacă nu aduc jucători, dacă nu aduc un ax central, eu știu, dar din punctul meu de vedere le trebuie cel puțin 6-7 jucători. Uh-huh. Titulari? Cu experiență, jucători peste nivelul pe care îl au. Altfel, nu au nicio șansă. Dacă nu sunt bani. Dar nu au bani ăștia. Păi n-au bani, Florentine, pe ce îi aduce pe ăștia 6? Asta spun. Să văd prin pe internet, văd declarații, văd fel și fel de oameni care se dau dinamoviști și nu fac nimic. Adică în momentul când lași un brand ca acest club să se afunde și nu investești sau nu aduci sau nu te zbați pentru a-i aduce pe linia de plutire, va fi greu. Mai bine nu mergi acolo. Nu mergi, pentru că uite ce se întâmplă. A ajuns, s-au făcut niște performanțe extraordinare, le-am mulțumit și o să toți fanii din Amoviști mulțumesc pentru rezultatele care au fost și a ajuns acolo. Au făcut exact cum am pățit eu cu Brăila. Am promovat în Liga a doua și când m-am trezit cu 100.000 de euro, ce să faci la Liga a doua? Am plecat mai departe, că n-ai jucători. Nu poți să stai într-un loc unde nu ai bani și nu poți să îți în primul rând, nu, tu ca antrenor, nu poți să-ți valorifici calitățile, nu ai unde să crești dacă nu se investesc bani și dacă nu ai posibilitatea să crești. Adică tu spui că cei de la Reden 2, dacă n-aveau banii necesari să țină un club mare ca Dinamo, trebuiau să se gândească de două ori și mai degrabă să nu vină? Eu cred că lângă Reden White trebuiau să vină și alți oameni ca să-i susțină. Pentru că fără suporteri Dinamo nu exista acum. Nu mai vorbeam. Nu mai vorbeam deloc despre acest club mare. Și trebuie ajutat. Nu știu cum trebuie să vină oameni. Eu am prieteni care sunt dinamoviști. Prieteni care ar investi fără nicio problemă. Chiar i-am direcționat către club să investească acolo. Dar nu să vrea, Florentine, dacă sunt oameni disponibili și te-au contactat pe tine și ai făcut legătura. Nu, dragul meu, i-am trimis, i-am pus toți banii pe care au avut, era 2%, 3%, tot ce au fost au mers către club, dar probabil că sunt puțini. Știi asta foarte bine că în Liga 1 nu poți să reziști fără câteva milioane. I-ai pus deoparte, ai început anul, cum e în Rusia, cum sunt mai multe campionate. Oamenii de la federație sau de la ligă spun, băi, câți bani ai pentru sezonul viitor? Te descurci sau nu te descurci? Dacă nu, lasă pe altul. Cum era în Rusia? Cum era, de exemplu? Puneau o sumă de bani, nu știu, 50 de milioane, garantau, îi arătau de la început, domne, uite, avem 50 de milioane pentru salarii, totul e ok sau cum? Eu din ce știu, da. Și până la urmă mi s-a confirmat lucrul ăsta, nu primeau o echipă dacă nu aveau bugetul necesar pentru un an de zile, ca pentru salarii, pentru tot ceea ce le trebuia atunci să meargă mai departe, să reziste. Nu să câștige campionatul, să reziste, să fie acolo la limită. Vrei să câștigi campionatul, investești mai mult, pentru că atunci cheltuielile sunt diferite și sunt... alte calități ca și jucători. Vrei să câștigi campionatul, normal că nu poți să câștigi campionatul decât foarte rar. Câștigi campionatul cu un jucător unde care plătești pe bani puțin. Da. Florentin, după părerea ta, ca experiență, după părerea ta, cei de la Reden 2, ce buget ar trebui să asigure PAN ca Dinamo să fie acolo sus unde vă doriți cu toții și unde își doresc fanii? Care ar fi un buget minim, după părerea ta? Câteva milioane de euro, cât? Cu siguranță. Cât? Câteva cât? Nu știu. Uite, de exemplu, cât are FCSB-ul buget pe an? Peste 12. Peste 13-14. 13-14. Eu zic că pentru Dinamo ar trebui 6. Cât a deci câștigat 6, nu? Da, deci cu cât a câștigat Hagi campionatul? Din ce știu, Hagi a câștigat cu mai puțin. Deci 5-6. No. Adică cu cât a câștigat? Din ce știi tu? Păi undeva la 3-4 milioane. Nu, avea nici n-a spus nu aici. Da, probabil el zice, Florentin, zice netul. Știi cum e, când calculez brutul. Da. Probabil. Da. Deci, fără 6 milioane, n-ai ce căuta proprietar la Dinamo, asta spui tu. Nu poți să ai pretenții să conduci un club cu o așa
Andergură și o așa istoric. Riști, Florentin, riști să te faci de râs. Normal, păi uite, asta este răspunsul pe care îl avem. Dar, încă o dată spun, trebuie să, lângă suporteri, trebuie să mai vină și alți sponsori care să pună. Că, și cum e, pui bani peste bani, ajungi la 5-6 milioane, ți-ai făcut bugetul și reziști. Altfel, lasă pe alții. Florentine, tu ești un mare dinamovist, dar ai fi preferat Dinamo să fie o echipă bună în divizia B sau să fie o echipă mediocră în Superliga? Eu aș fi vrut din toată inima ca Dinamo să fie sus. Eu așa am fost obișnuit. De ce am fost obișnuit? La mine locul 2 nu exista acolo. Când vorbeam despre locul 2 sau când terminam pe locul 2, învârteam cearceafurile și nu puteam să dorm cu zilele. Pentru că nu am fost obișnuit, eu așa am fost obișnuit. Pentru mine Dinamo înseamnă loc, primele locuri. După păi da, dar erau 7, 8, 5 acționari foarte puternici, Florentine. Păi, asta zic, asta zic. Unde sunt oamenii aia puternici, oamenii care să vină lângă acest club și să investească, să ajute în primul rând, pentru că este un sport frumos și un brand și un nume și o echipă cum este Dinamo. Eu zic că merită mult mai mult. Jos pălăria pentru cei care sunt acolo acum și se chinuie. Asta este un lucru bun, pentru că nu lasă echipa să moară. Dar să nu uităm că Dinamo, când spui Dinamo, când spui suporterii, care sunt cei mai frumoși suporteri din țară, trebuie să... După aia de la Rapid ei sunt. Și pentru aia de la FCSB. Și petrolul. Și pentru FCSB. Stai că stai, mă auzi, Florentine, stai la coadă, tată, stai la coadă, stai că... Ai venit acum, repede, da, să ne faci. Mai stai mă și tu scuzați, mai... dar eu cred că am dreptate, să nu vă supărați pe mine de prima zi, da? Bine, e impresia ta, că asta crezi. Doar impresia ta artistică, spune-i. Da. Mai bune cu dinamovist. Ai punctat bine la impresia artistică, Florentine, la debut. Mulțumesc. Tu mulțumesc, și cu Rotariu, ați debutat în forță. Florentin, cum ți se pare frumos caracterizarea lui Denis politic? Un jucător care nu ar trebui să lipsească din primul 11 al lui Dinamo și o echipe din Liga 1. Eu cred că este un jucător bun, un jucător care încă n-a ajuns la un potențial maxim, dar este un jucător care face diferența. Îmi place cum se dezvoltă în ultimii 35 de metri, 40 de metri când atacă adversarul, mai ales cum driblează și are și o inteligență bună, o inteligență care este peste media campionatului. Tot așa spun că încă el poate să ducă Dinamo acolo unde ne dorim cu toții. Și mai sunt mai mulți echipi, Ghezali, care eu îi apreciez și mie îmi plac jucătorii, mie îmi plac fotbaliștii, dragii mei. Știți foarte bine că noi am făcut parte dintr-o generație de fotbaliști, nu de cei care practică fotbalul. Pentru mine, fotbalistul este cel care are o atitudine extraordinar de mare, o disciplină la fel de bună și sângele ăla în instalație care face diferența. Da. Apropo, ce jucători îți plac, zim top 3 din Superliga a lui Florentin Petre? Care e top 3-ul tău? În momentul de față îmi place Coman. Este într-o formă foarte bună sportivă. E normal să îmi placă jucătorii pe care sunt într-o formă, pentru că asta mi-a plăcut dintotdeauna, jucătorii care sunt bine pregătiți fizic, Olaru, da, la fel, și Bancu, pentru că este jucător de bandă, jucător care întotdeauna are un plus față de jucătorii de bandă. Se vede că are o pregătire fizică exemplară, dar cam așa sunt cei trei pe care deci eu... Deci mai zi o dată top 3. 1, Florinel Coman? Da.
2. Olaru. 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 3. Bancu. Și Companiu. Bancu, nu? Companiu a venit Rotariu și o să stăm pe bancă. O să joace în dreapta. N-am Florentine. Ce? Cum a... Știu. Florentine, ce ai zis? Că a venit Rotariu și stă pe bancă? Companiu. N-a zis la Gigi că îl bagă număr 9. A, deci... Să-l bage în margine, că na. O să joace din partea dreaptă, să intre pe piciorul lui stâng cum îi place și cu siguranță va juca și Companiu. Da, este un jucător bun, un jucător de care un jucător care a dat foarte multe goluri din penalti. Bine, este greu să dai goluri din penalti pentru că na, a dat multe, câte are? Vreo 10, 11 date din penalti de când e pe la mai multe. Jumate din cât a marcat. Jumate din cât a marcat, da. Dar e bine că ai un jucător dintre ăsta care își asumă responsabilitatea. Stai și un pic întâi să-l prindă pe Larie, că are 4 goluri el, Larie are 5. Bine, și Larie joacă fundaș central, dar are 5 goluri. Și Companiu joacă atacant, are doar 4. Crezi că poate să dea randament ca număr 9, Florentine, Rotariu? Da, poate să dea randament ca număr 9, dar... 100% eu cred că vine foarte bine din zona dreaptă, pe piciorul lui stâng, să elimine jucători din fineța pe care el o dezvoltă, dintr-un dribling rapid, un pas rapid și ați văzut că șutează foarte bine la poartă, mai ales când o întoarce cu stângul către colțul lung. E mult mai util când vine din lateral și cu fața spre poartă decât să joace rolul de atacant, nu? Da. Păi, nu, neavând o viteză extraordinar de mare de, cum să spun, el are viteză de deplasare. N-are o reacție rapidă, cum am avut noi, de exemplu, tu, eu. Noi când plecam, pe unii primii 3 metri, pierdeam adversarul fără nicio problemă. Dar n-are explozie, e un jucător... Da. Explozia îi lipsește, fiind un jucător înalt, longelin, un jucător cu picioare lungi, este greu să se dezvolte rapid pe o distanță scurtă. Cât de mare e pierderea pentru Rapid cu Rahmani, Florentin? Da, și mie îmi pare de rău de el, pentru că am văzut un atacant, n-am mai văzut de fapt de mult un atacant cu niște calități așa bune, un atacant care ratează rar, uh-huh. Atacant care avea o formă foarte bună din punctul meu de vedere, s-a accidentat, chiar îmi pare rău de el, Rapid. În momentul de față avea mare nevoie de un jucător în formă, cum este el. O ultimă întrebare, ne calificăm cu naționala? Cum ți se pare naționala? Da, eu cred că am spus și de la început, de când am văzut grupa, că ne vom califica fără nicio problemă. Da, adică îți place naționala, chiar dacă în multe momente... Hori, atâta timp cât sunt pe primul loc, atâta timp cât sunt în obiectiv, noi vorbim mult, se vorbește, ăsta este un lucru bun, îi analizăm pe fiecare, îi descoasem pentru că așa mi se pare un lucru normal, dar sunt pe primul loc. Asta mă încântă și îmi dă speranță că la anul vom fi la turneul final și că ne vom bucura de România și de rezultatele pe care mi le doresc a fi bune acolo. E în regulă. Florentin, mulțumim pentru prima participare. Multă sănătate, mulțumesc. Zi frumoasă să ai și să ne auzim cu bine. A fost o plăcere, ca să zic așa. Mulțumesc mult și eu vă mulțumesc și mă bucur foarte tare că am intrat în familie. Bine, mulțumesc. A fost Florentin Petre, cel mai nou coleg al nostru, începând de astăzi, fostul mare jucător, fostul capitan al lui Dinamo, unul dintre simbolurile lui Dinamo. Florentin Petre face parte din echipa noastră, face parte din echipa Fanatic Superliga și apropo că vorbeam de simboluri, vreau să-i mai transmit și prin intermediul emisiunii noastre un gând bun lui Dănuț Lupu, care trece prin momentele astea grele pe care le știm cu toții, îi urăm putere și îi spunem doar că timpul sperăm să treacă foarte repede pentru el și să ni se alăture iarăși la sfârșit de ianuarie, început de februarie aici la emisiune, că nu e ușor, da?
îl asigurăm că ne gândim la el și transmitem și din forța noastră să treacă cât mai repede peste, repet, acest moment cumplit pe care nu-l dorești nimănui, nici măcar dușmanului tău. Mi-a plăcut Hagi ce declarația ta despre Lupu. O declarație de caracter foarte frumos. Băiatul lui Ianis. Mă uitam și felicitări pentru logodnă, nu? Da. Nu? Că Ianis a logodit. Seară petrecerea. Foarte bine. Dedicația în România te iubesc, foarte inspirată. Da. Cum a zis, nu mai știu cine a zis. Nu mai știu cine a zis ieri aici în emisiune, Vochin, cred că a zis ieri, foarte, cel mai tare promo neregizat pentru România. Da. A zis Vochin. Și mai ales că tribunele au fost populate numai cu copii. Da. Sub 14 ani, un mesaj foarte, foarte puternic, nefardat, făcut din inimă, după o perioadă grea pentru Ianis, venea după accidentarea care l-a ținut fix un an de zile pe margine și uite, nu e întâmplător, uite, mai sper să, ca domnul Hagi să nu se supere, pentru că am auzit o discuție referitor la perioada de după accidentare. Clubul din Scoția i-au pus la dispoziție lui Ianis o echipă de fizioterapeuți ca să facă perioada de recuperare, să o facă în Scoția. Hagi i-a plătit pe acei oameni separat, Ianis i-a plătit și a fost cu ei în Olanda, a venit în România pentru a nu ieși și a urma a avea continuitate în procesul de recuperare. Clubul i-a spus, domne, cu ăștia lucrezi, dar lucrezi la club. El a fost la Constanța, s-a antrenat cu ei acolo, a fost plecat la o altă clinică în Olanda, a plătit din propriul buzunar și uite că Ianis arată foarte bine, ca tonus muscular, ca ritm de joc, revine cu gol, se transferă în Spania, devine titular acolo. Da. Dar uite, sacrificiile astea referitor la ceea ce spunea și Ana Maria Prodan de Stanciu, uite că băieții ăștia n-ajung întâmplător, nu au continuitate întâmplător. Ianis Hagi face niște eforturi, plătește din propriul buzunar pentru a avea echipa cu care a făcut recuperarea 24 de ore disponibil pentru a lucra cu el. Și iată că se vede. Bravo lui, jos pălăria. Da. O chestie foarte interesantă. Deci Ianis a plătit din buzunarul lui. Da, și crede-mă, nu sunt estimat. Nu, vorbim de probabil câteva, de zeci de mii de euro. Exact, nu? Vorbim de zeci de mii de euro din banii lui. Putea să stea liniștit în Scoția, să pregătească acolo, să aibă niște zile libere. Nu, omul a plătit, a mers cu ei, a venit cu ei în România, au și filmat un documentar la Academia domnului Hagi, la Constanța, s-a pregătit zi de zi, în multe dintre zile, 8 ore pe zi, pentru a reveni la Hagi care este azi. Hai că l-avem la telefon și pe Cristi Balaș, președintele CFR-ului. Cristi, te salut! Îi salut pe toți. Și eu. Te salutăm. Suntem cu Bănel Nicoliță, cu Robert, cu Vivi Răchită. Vivi. Tocmai ne-am despărțit de Florentin Petre, fostul mare jucător al lui Dinamo. Suntem pe ele, ca să zic așa. Acum, știi, ne întoarcem, știi tu, ne întoarcem la fotbalul nostru. Fotbaliști aveam, arbitru n-aveam. Da, arbitru. Acum ai auzit ce a zis Vivi? Fotbaliști aveam, arbitru n-aveam. Asta e bine, că dacă zicea că aveau și arbitru, atunci noi românii trăgem. Dar aștepta pe tine. Bună dimineața, Cristi. Eu sunt puțin îngrijorat. Sunt puțin îngrijorat că nu știu ce amical a jucat în weekend și sper să nu contește arbitrajul. Nu a fost acolo. Cristi, a primit penalti, a fost bine. Cristi, spune-mi puțin, povestește-mi și mie ce domnului s-a întâmplat, a nebunit lumea și la voi, galeria lui Cluj a năvălit peste galeria voastră la un banal meci de Under 16. A nebunit lumea de tot? Din păcate, da. La meciurile de juniori nu există obligativitatea în a se asigura oameni de ordine, pază și ordine. Cu toate acestea, fiind un meci cu Cluj, am zis să punem și pentru organizare, știam că vin părinții, existat oameni de ordine. Acel grup
de, nu știu că pot să-i numesc suporter, pentru că prin suporter înțeleg cu totul și cu totul altceva. Acel grup de persoane susținători ai echipei U Cluj, din ce am înțeles, după ce unul dintre ei inițial a venit, a vizualizat locul pe unde ar fi potrivit să intre în așa fel încât să ia pe cei din tribună prin surprindere, s-a întors și au venit împreună, s-au împărțit câțiva pumni, una din persoane, probabil din aflată în tribuna de aia, spray, habar nu am, pentru că am văzut. Și din ce am înțeles, a existat și un spray acolo, nu știu cine l-a folosit. Cert este că altercația a fost scurtă, părinții cu copiii, cu familiile, soțiile, au încercat să se depărteze și... Să fugă! Ce să se depărteze? Să, da, s-au depărtat de acel loc. Și nu pot să spun decât că e un gest reprobabil. S-a anunțat poliția, s-a sunat la 112 și au fost prinși undeva prin cartierul în care locuiau. Au fost depistați, au fost prinși. Sunt convins că li se vor întocmi dosare penale cunoscând legea, pentru că e un gest reprobabil. Și băi, Cristi, a nebunit lumea. Părinții, până aș vrea să fie implicați părinții, de exemplu, celor de la U Cluj, pentru că ei nu aveau chiar nicio vină și s-au arătat, din ce am înțeles, în totalitate dezamăgiți de gestul celor care au creat gestul unor huligani, să le spunem pe nume, Cristi, ce ne tot ascundem atât. Vorbim despre huligani, vorbim, ce naibă, ăștia sunt huligani. Mai înțeles, să intre, imagine, să-i bage după gratii, unde le e locul. Există și imagini, inițial știrea a apărut că au fost o bătaie între părinți, dar nici de cum. Părinții copiilor de la ambele formații au contestat și au dezaprobat acest gest. Sper să nu mai vedem repede pe stadion. Indiferent de numele echipei pe care o susții, când o persoană face asemenea gesturi, nu are ce. Stai și vorbim la un meci de copii, de adolescenți, nu, 16 ani. Se întâmplă multe la meciurile de copii. Păi asta se zic, deci nu, nici măcar... Se mai întâmplă, părinții să se certe între ei sau să se bată. Am văzut multe cazuri. Culmea, nu există asemenea probleme și... Extremele sunt opuse aici, inclus din ceea ce am observat eu. Da, huliganii ăștia, din ce știa, au ori fost... Ori avem oameni foarte civilizați, care stau unul lângă celălalt, la meciuri, că vorbim de jocurile dintre Cercul și Ucluj. Deci ori avem oameni extrem de civilizați și sunt marea majoritate, și cealaltă extremă, excepțiile, puțin la număr, dar suficient cât să creeze, atmosferă neplăcută, teroare, prin cuvinte, prin mesajele care le scriu pe pagina de socializare, prin amenințările și de o parte și de alta, pentru că nu există pădure fără uscături. Este deranjant că s-a creat așa o imagine negativă din acest punct de vedere când vine vorba de U Cluj și CFR Cluj, o parte, o mână din aripa suporterilor încurajează, se amenință, jignesc și atunci este greu ca să faci față. Noi tot avem discuții cu suporterii noștri și în mare parte, să spun așa, sunt mulțumit la rezultatul la care am ajuns. În măsura în care putem, nu neapărat controlăm, colaborăm cu ei și nu întâmplător la ultimul meci pe Cluj Arena, la finalul jocului, au venit cu pungi, au strâns mizeria care a fost făcută
după ultimul meci disputat între am înțeles. Cluj și CFR Cluj. Da. Cristi, dar câți au, din informațiile tale, câți au fost, câți erau cei care au năvălit peste suporterii lui CFR din grupul lucru? Nu știu, nu am informații. Cât, adică cât? 7, 8, ceva de genul? Ceva de genul, ceva de genul. Și ce au făcut? S-au luat, i-au luat la punct. Îmbrăcați în negru. Îmbrăcați în negru? Unii... Cum ai zis? Păi am văzut. Da. N-am auzit ce ai zis, scuză-mă, ce ai zis, îmbrăcați în negru sau n-am auzit eu? Da, îmbrăcați în negru. Și imaginile. Și au luat la bătaie, pur și simplu, nu? Au sărit la bătaie, au sărit să lovească. Și cu spray-uri, cu tot, a? Nu știu că eu au avut spray-uri, probabil spray-uri au avut cei care au reacționat. Acum, cu cine s-au luptat, sau cu cine au lovit, nu știu. Și au fost identificați, din ce știi, au fost identificați de poliție? Am înțeles că au fost prinși, da, i-au prins prin cartier, au venit rapid echipaje de poliție. Bun, și ăsta a fost un meci fără bilete, nu? Copii. Că nu se dau bilete, nu? La copii, nu? Vine cine dorește. Și pot fi interziși, derbedei ăștia pot fi interziși? Pe stadion. Legea e aceeași. Am înțeles. Da, te doare capul, Cristi, ce se întâmplă. Ești ca nebunii lumea de tot. Deci de față cu părinți, Cristi, de față cu părinți care se uitau la meci cu alți copii. Copii, femei, fetițe, copii, copii, când zic copii, copii de 3 ani. A fost o vreme frumoasă, o zi frumoasă, umbrită de acest eveniment. Doamne, ia uite-i. Doamne, uite-te la ei cum dau cu pumnul, că mă uit pe imagini. Doamne, cum dau cu pumnul. Au venit așa în grup. Au venit așa ca niște floricele și au început pumnii, au dat pumnii. Uite și pe imagine, uite pe ecran. Doamne, uite-l cum dă pumnul, fii atent cum dă, acum o să vadă. Fii atent cu câtă sete lovește, fii atent cu câtă sete lovesc. Și uite, smardoiește. Să vede când dă cineva cu spray. Da, un suporter care era... Da, dar cu câtă sete Cristi lovesc, cu câtă ură. Știți care e problema? Nici nu realizează aceste persoane, nici nu realizează cât sunt de mici. Au impresia că sunt puternici, mari, că dau o imagine așa de forță, dar nu realizează de fapt cât sunt de mici. Cristi în haită sunt. Dacă iei unul la unul, fug de, nu știu, nu mai le... Mai rău ca bânări păi, poliță. Dacă sunt în grup, sunt smardoi. Dacă i-ai trimite în ring unii care practică boxul, de exemplu, și cunosc mulți, mulți oameni civilizați care sunt model în viața de zi cu zi. Da, dar sunt sportive, Cristi. Sunt sportive, așa? Știu ce înseamnă. Dacă trimit în ring cu o persoană civilizată care practică sportul de lupte, să zic așa, păi... fuge în secunda 2. Deci n-atinge curzile ringului. Da. Și ăștia o să fie interziși, nu în mod normal, nu? Normal, da. Da, ce bine. Conform din ce cunosc prevederile legii, da. Da. Cristi, nu vrem să te mai ținem. Morgan s-a întors? Morgan, da, s-a întors. Deci totul e ok, da? S-a întors și Conoplianca? Da, nu i-am dat. Noi suntem părtași, nu i-am dat voie să dea... interviu, am încercat să-l protejăm și am și solicitat presei să-l ierte, mai puțin un jurnalist care nu a primit aprobarea, acolo mi-a și cerut-o, a cerut aprobarea de la clubul nostru, i s-a spus că nu îi permitem și l-a sunat pe jucător spunând că avea acceptul nostru și el a dat l-a sunat pe Morgan, nu? Da. A, bună! Și am fost dezamăgit pentru că am refuzat oameni din presă cu care colaborăm foarte bine și am spus că... Păi nu, mai ai refuzat și pe mine, că nu ne ferim. Și eu te-am sunat și Cristi zic, vrem să facem un interviu cu Morgan. Și mi-ai zis că nu se poate, mă rog, am înțeles. Na. E o situație politică și am încercat să-l protejăm. Și acel jurnalist care ne-a solicitat și ne-a cerut voie și nu a primit permisiunea noastră, l-a sunat spunându-i că are acceptul clubului. Bine, nu intru în astea, că știi că nu-mi place să vorbesc de colegi. Dar nu, dar eu vreau să fiu cât se poate de sincer și nu are o să ne ascundem. Pentru și că... l-ați amendat pe Morgan sau nu? Nu o să primească o sancțiune, bineînțeles. Da, o să primească o sancțiune că a vorbit? Păi, noi nu i-am dat voie să vorbească. Ah, am înțeles. Ah, deci îi dați o amendă, a?
Să avem o discuție cu el și vedem care va fi sancțiunea. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. E și o situație specială, adică omul și jucătorul a fost de bună credință. El, în momentul în care a fost, a discutat cu jurnalistul respectiv, sau nu numai cu el, a spus, domnule, nu se poate fără acceptul clubului. Vreau frumos să sunat. Am înțeles, da, 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 și i-a zis. Da, ți-am zis, nu vreau... jurnalistul, când a sunat înapoi, el nu s-a gândit că omul... Da. În fine, nu s-a gândit cum o să ia o sancțiune. Mă opresc. Da, exact. Bun. Dar are și o, a fost și o situație specială, vă dați seama că doar în pielea lui se duce. Da, corect, corect. Ce să vă zic, succes cu Dorinel. O aveți grea? Bineînțeles. O echipă care pierde foarte greu. Sau nu prea pierdut. Da. Da. Mai clar. Ai văzut că a făcut mișto Robert? Conoplianca s-a întors? E aici. Păi a venit. A venit. Bine, bine, Cristi, mulțumim, baftă. Baftă multă. Bun, apropo, etapa 13, da? Avem etapă interesantă. Vineri, UTA Rapid. Vedem cu cine la Oradea. La Oradea să vedem cu cine o să joace Bergodi, cum improvizează Bergodi în locul lui Rahmani. La ora 21. Sâmbătă, Hermannstadt Dinamo, Faru Cluj. Meciuri interesante. Duminică, Poli Iași Craiova 1948, Craiova lui Mititelu, cu noul antrenor, cum îl cheamă? Conductorul de tren. Da, conductorul de tren. Da? Da, așa. Așa. Poli Iași, da, așa. Universitatea Craiova cu Petrolul. Da, greu. Da, joci contra lui Rotaru. Cu cine ții? Da. Păi cu cine ții? Cu Petrolul. Da, credeam că Petrolul de asta, cu Petrolul de asta loge la domnul Rotaru. Vine FCSB-ul, pormă. Da. Da? FCSB voluntar duminică, iar luni Sepsi Botoșani se închide etapa cu CFR Oțelul de care discutam, FCSB-ul cu voluntarul. De zine sincer, ții cu Rotaru sau cu Petrolul, ca să știm? Unde te găsim? Hai, Petrolul 100%. Ce treabă? Sigur? Hai vorbim de fotbal, dar ce treabă am? Păi am ținut cu Craiova. Eu când m-am luat de fotbal la 14 ani, era echipa aia mare a lui Craiova, 83-84, atunci când aveam 13-14. Bine, Robert și Bonel erau mai mici. Și jucau atunci cu Benfica acolo și am zis, bă, frate, Craiova. Și am zis, Costică Ștefănescu. Eram, cum erau fetițele cu Nadia, eu ziceam că sunt Costică Ștefănescu și așa. Dar născut, crescut, Găzar, n-am ce să... Dar prin sânge trece petrol, nu? Nu, deci nu poți să te duci la transfuzie. Nu poți să mă duci la transfuzie. Ce părere aveți de Giovanni Constantino? Alesul lui Adrian Mititelu, care are și licență pro. Poate îi cântă și lăsa, după două, trei etape, poate îi cânta aia cu Constantino. Da, da. Bun asta, Constantine. Și face cu mâna. Și face cu mâna. Mititelu îi cântă Constantine. Păi Mititelu. Da. Atât timp cât e Vasilica acolo, tot e regulă. Sperăm să reziste băiatul ăsta mai mult decât ceilalți. Păi Vasilica n-a are licență, vine dintr-un fotbal unde școala a fost secundul lui Marco Rossi, selecționerul Ungariei. Da, uite, Ungaria. A fost secundul lui Marco Rossi, mandatul lui Marco Rossi la Naționala Ungariei și 2018-2021, un mandat reușit. Și la Honved. Nu, mandat reușit. Reușit. Da, am văzut. I-a bătut pe sârgă. Am văzut că face mișto, că am văzut presa că a făcut mișto, că e conductor de tren, că Mititelu și-a pus conductor de tren. Are licență, a studiat la Coverciano, a fost secund omul. Dacă era conductor de tren, conductor de tren în regiunea Emilia-Romania, păi, dar hai să vă spun ceva. Păi era mai potrivit la Rapid dacă e conductor de tren. Dar hai să vă spun ceva. Eu zic să-l tratăm pe Giovanni Constantino cu respect, pentru că omul are licență pro obținută în 2021 la Coverciano. Da? Clar. La Coverciano. Dar în 2021. Nu, dar la Coverciano. La Coverciano, da, care e una dintre cele mai renumite școli. Exact. A fost secundul lui... N-a mai prins loc la Chișinău de asta, la Coverciano. A fost secundul lui Marco Rossi. Știi cum e? Înainte să luăm la mișto pe om, hai să vedem. Dar eu spun altceva. Italienii, eu cred că Mititelu a făcut o alegere corectă. Toți antrenorii italieni au făcut treabă la noi. Dacă va merge pe premisa că e italian și merge cum a mers și cu Napoli, cred că domnul Mititelu s-a cam înșelat de data asta. Constantine. Cred să nu-i cânte pe piața acolo, prin piața centrală sau pe la par, pe la Romanescu, să-i cânte după 3-4 etape, Constantine, te rog, nu mai rămâne cu mine.
Da. Să vedem. Da. Bun, da, hai să vedem. Să știi că italienii au făcut cam treabă. Cam toți au făcut treabă, să știi. Să știi, până și Mangi a fost un antrenor ok. Așa și Napoli a făcut treabă. De 9 ori a făcut, de 10 ori a făcut. Dar... nu știu. Hai. Are experiență de principal suntem, și cu domnul suntem pe greu. Final. Gabi, ești în direct 3 minute. Că după aia avem suflet de rapidist și e bolon în cum îi zice, în block start. În block start-uri. Te ascultăm, te rog, telegrafic, cele mai importante știri, ce s-a mai întâmplat de la prima ta intrare. Cele mai interesante știri, repede 3 minute, cât privește continuarea meciului Belgia-Suedia, regulamentul UEFA spune că ar fi trebuit să se joace astăzi a doua repriză, numai că unii belgeni au plecat la cluburile lor, suedezii s-au întors acasă, suedezii au și spus că nu mai vor să rea acel meci, e posibil să-l pierdă 3-0. Presa franceză speculează că se știe deja numele balonului de aur 2023. Messi, Lionel Messi, va fi câștigător în ceremonia care va avea loc pe 30 octombrie. Sunt multe voci care pronunță numele lui Messi, câștigător al 8-lea balon de aur. Deja se spune că realizatorii evenimentului au fost deja la Miami pentru tradiționalul interviu al câștigătorului. Se pare că titlul de la Mondiale eclipsează sezonul modest de la Paris Saint-Germain. Oricum nu e o surpriză, 47% dintre cei care au răspuns unui sondaj l-au numit pe Messi balon de aur. În același sondaj, pentru trofeul Lev Yashin, lider este Dibu Martinez, cel mai tânăr promițător fotbalist Jude Bellingham, iar la fete conduce Aita Bonmati. José Mourinho a primit o ofertă oficială de 120 de milioane de euro pentru 2 ani, adică 60 de milioane pe sezon, din Arabia Saudită, scrie cotidianul portughez O Jogo, care a preluat o informație din cotidianul de la Roma, Il Messaggero. Mourinho are contract cu Roma până la vară și încă nu s-a discutat prelungirea contractului. Cotidianul turc Sabah a publicat în această dimineață un clasament al celor mai performanți antrenori din istoria campionatului Turciei. Pe primul loc, cel mai tare antrenor al Superligii Turciei, Mircea Lucescu, 136 de meciuri cu o medie de 2,1 puncte pe meci jucat. Al doilea, Gordon Milne, 275 de meciuri, medie 2,0, iar pe locul 3, Christoph Daum, 289 fostul, de meciuri, medie 2,07. Fostul selecționer al naționalei, da. Și Terim pe 4. Da, și Terim abia pe 4, că și asta e interesant. Terim abia pe 4, da. Exact, cu 2,04 da. Medie pe meci în 455 de jocuri. Da. Da, mai aveam că Ronaldo a marcat aseară al 43-lea meci cu 40 de goluri, e golgheterul anului în fotbalul mondial. A ajuns la 859 în total. Practic în 2023 a dat un gol la 77 de minute. Nu mai spunem ce vârstă are. Celebrul Ronaldinho a depus un buchet de flori la statuia lui Maradona din India, de la Calcuta. Se află într-o vizită în India, a ținut să-și exprime încă o dată regretul pentru că marele Diego Armando Maradona s-a stins în urmă cu 3 ani, 25 noiembrie 2020. În Calcuta este o statuie a lui Maradona înaltă de 10 metri, care a fost dezvelită în 2017 chiar în prezența lui Diego Armando Maradona. Vă urez să aveți o zi minunată. Pe cum minunat. Și nimic, nicio fată frumoasă? Vrei să am discuții cu Bănel? M-am gândit la ce noapte tristă și albă avut... Da. Bine, asta e a doua intrare, ca să spun așa. Acum știi cum e, viața merge mai departe. Bine, dacă n-ai și apreciez cum te-ai gândit, chiar apreciez. Bravo, te felicit. Bine. Aveți o zi bună. Mulțumesc. Mulțumesc. Într-un sfert de oră, suflet de rapidist. Cine vine? Mugur Bolohan, vicepreședinte CS Rapid. Suflet de rapidist. Fost jucător exponențial. Fost jucător exponențial al Rapidului. O nouă ediție de colecție, așa cum v-am obișnuit. Ne vedem la 13:30 și împreună cu Lucian. Cine? Ionescu și Mugur Bolohan. Îl las liniștit. E cu echipă scaunul ăla. Liniștit îl las. E cu echipă scaunul ăla. Doar să și-l ajusteze. Da. Doar să și atât, nu? Să și-l ajusteze. Trebuie să-l mai ridice un pic. Bănel, mulțumim frumos. Robert, mulțumim. Mulțumim, Vivi. O plăcere să vă revăd iară. Mulțumesc băieților din regie care ne-au ajutat cu emisiunea, băieților de pe partea tehnică, băieților din studio, echipei mele, lui Adi Barna, lui Leo Badea, lui Silviu, lui Cristi Coste, lui Vlad, toată lumea care ne ajută, băieții de la site. Mulțumesc și bineînțeles mulțumim mult sponsorilor, sponsorul principal Superbet și sponsorul premium Aqua Carpatica. Ne oprim aici cu Fanaticul. Emisiunea puteți să o revedeți la ora 17:30 astăzi, în premieră, înregistrată evident integral pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de
Facebook Horia Ivanović. Toate cele bune, ne revedem cu Fanaticul vineri la 10:30. Începe etapa 13-a, haide să o trec așa rapid așa, deci avem așa vineri UTA Rapid, sâmbătă Hermannstein Dinamo, meci foarte interesant, Faru Cluj tot sâmbătă la ora 21:45, la fel foarte interesant. Apoi Poliaș cu Universitatea Craiova 1948 duminică, Universitatea Craiova cu Petrolul duminică de la ora 18, FCSB Voluntari de la ora 21 tot duminică, iar apoi luni Sepsi Botoșani la ora 6 și etapa 13, să vedem pentru cine o fi cu ghinion, se închide cu CFR Oțelul. Toate cele bune, o zi minunată, ne revedem cu Fanaticul vineri de la ora 10:30, ora clasică, iar cu știrile cele mai importante ne revedem imediat pe site-ul www.fanatic.ro. Rămâneți pe site, urmează Suflet de Rapidist cu invitat special Mugur Bolohan.